Doamnelor și domnilor, începe cronica cârcotașilor cu Hoidu, Găinușă, Bebelușele, Dezbrăcatul, Mistrețul, Puștiu, Bruvaru și trupa Jukebox. Extraordinar, cred că se bucură Born to be Wild, cred că se bucură pe 24 octombrie, rockerul Hrubaru pregătește cel mai tare radio din România, dar nu putem să spunem mai multe deocamdată. Bine, după al nostru, bineînțeles. Bine ați venit la Cronica Cârcotașilor, doamnelor și domnilor, trupa Jukebox, Cârcotașii, Bebelușele și Facebookiștii vă salută și... Salutare, salutare! Ce să vă spunem? Nu spui astea? Da, am pus și cornițele, de ce? Deoarece n-am mai prins veșminte de la Cuvioasa, ce-am prins și noi. Ce-ai prins, adică, ce-am prins. Apropo de Cuvioasa, o să o vedeți în emisiunea noastră, mă rog, ce-am mai rămas din veșmântul respectiv. Apropo de emisiune, ea începe chiar acum și o să vă aducem aminte ce o să vedeți în următoarele aproape 3 ore. Astăzi, la Cronică. Primăriile dau faliment. Și eu cu cine să mai lucrez? Spuneți-mi dumneavoastră. Păse nu promulgă pensiile. Având în vedere tendințele democratice îngrijorătoare. Francezii ne-au scos fotbalul din cap. Atâta putem în momentul de față? A ieșit tulburelul. Mă văd de inflațiunea pe zumațiunea. No! Viri s-a înmuiat în spirochete. Vă spun eu, ați venit pentru pizdă direct. Gigi a fost naș mare. Bărbatul e Dumnezeu femei. Badea se dă rocker. Democrație înseamnă că fiecare are dreptul să-și bată joc de el cum dorește. Dan Senzaționescu, sigur o să iasă președinte. Am să-i atragem și cu Bogătași de partea noastră. Și la final ne cântă Horia Brenciu and his orchestra. E vina mea! Horica are ceva cu inima, cu auriculul, cu ventriculul. Să știți că el întotdeauna a fost un om inimos, poate chiar prea inimos, cel mai inimos. Ce asta? E că e direct. Aia e momentan. Da, e momentan, e acum, cum a venit, momentan. Direct. S-a uitat el în celebrele cărți pe care le are acasă, de-astea, Dexuri, Vexuri, da, Vexuri și alte chestii. Da, știi că sunt foarte bine pus la punct și cu tehnica. Iată, am aici și mi-am luat un laptop. Dă bine, am văzut să ai un laptop. Da. Pot să vă spun că o să fie senin. E un laptop senin. Asta da. Mă mai înseninează așa. Mișu e senin, dar fetele noastre sunt cele mai senine. Este Cristina, asta e Ioana, asta e Cristina. Da. Mamă, ce țurcane sunteți în seara asta. Și mamele lor sunt acasă, se uită la emisiune. Ce vreau să vă spun, am văzut aici că angajații de la finanțe, pentru că sunt legat, sunt interconectat aici la noutăți, angajații de la finanțe, oameni buni, sunt în acest moment, dar chiar acest moment, în grebă, în spontană, chiar după programul de serviciu, de mi se după pare programul foarte de serviciu e grebă spontană, și da? Emil Vox spune despre solicitarea angajaților de la finanțe, stimulente se dau doar pentru depășirea sarcinilor de serviciu. Da, dacă da. Nici ăștia nu și-au depășit sarcinile de serviciu, atunci cine? La câte taxe avem? Atunci, apropo de taxe, taxele se plătesc și la primării, dar unele primării au dat faliment cu totul.
Avem acum un subiect interesant la o primărie de pe lângă București, unde toate zbune frumoase și la locul lor, doar tricolorul de la intrare are așa ceva ciudat. Albastru cred că e la locul lui, da? Galbenul pe drapel e la locul lui, roșu e la locul lui, făcând dincolo s-a inversat roșu cu galben. Au fost recondiționate bine? Da. Da? Da. Haideți, domnul vice, chiar așa sunt, chiar atât de bine? Păi nu știu, ce aș putea eu să le... să găsesc în neregulă. Asta să fie singura problema primăriei, că uite, sunt unii mult mai amărâți. În județul Vâlcea este un primar care a rămas singur cuc. Poftiți, stați. Și eu cu cine să mai lucrez? Spuneți-mi dumneavoastră. Eu, domnului viceprimar, Undanu, care, după cum vedeți bine, nici dumnealui nu-și mai permite să vină. Acesta este biroul secretarului și al registrului agricol. Secretarul deja se pregătește să plece în Italia pe vizită. Aici este biroul contabilitate și casierie. Nu suntem sclavi nimeni. Deci nu se poate așa ceva. Mai bine ne ducem să muncim la italien, la spaniol, dar nici de cum nu vom accepta să muncim gratis pentru aleșii noștri. În comuna falimentului primăriei, oamenii au rămas fără sediu administrativ. Dar nu-i deranjează prea tare. E, vedeți? Asta este drama României. Cele 10 milioane de locuitori din zonele rurale, pentru care Europa este atât de departe că seamănă cu o utopie. Păi de mamă, nu știu nimic. Am auzit și eu că o închid, dar nu știu de ce. Că eu sunt bătrân, nu mă duc. Uite, acum o luat dispensar, stau acasă, că cu alea stau eu. Da, acasă, se închide. Familia asta, acasă, închidă primăria. Mai dă un clou de primărie. Ce atâta primărie? Deoarece e clar că administrația locală a dat faliment în regimul Boc, iată un nou sistem importat de la vechii americani. Se înlocuiește primarul cu șeriful. Cel mai treaz locuitor din cârciuma satului va fi șeriful. Ajutor de șerif va fi cârciumarul, iar alte funcții din primărie vor fi cele de popă și gropar. În caz de necesitate, Consiliul Local se înlocuiește cu sfatul bătrânilor, adică puținii care mai prind pensia lui Boc. Dacă vă întrebați cine sunt tâlharii din estul sălbatic, uitați-vă acum prin primării. Indienii știm cine sunt. Sunt tipii aia înarmați, cu accent ciudat, posibil franțuzesc, care trăiește în tribun. Credeți că lipsesc bizonii? Păi electoratul ce e? E o turbă care se adapă la cârciumă. Trecem la șeriful vizitelor incomode. Urmează rocarul Grubaru, care s-a dus la un ales, la un primar. Ăla care îi făcea pe toți alegătorii. Javre, javrelor ce sunteți. Săptămâna trecută am aflat că undeva la Călăraș e un primar care își numește alegătorii javre ordinari. Este javre, exact cum mi-a zis poliția președintelor. La repetere! Javrelor! Rockerul Grubaru și-a făcut avânt, și-a pus plata în vânt și s-a dus să se întâlnească cu primarul. El fiind o javră rochistă. Domnul primar, bănuiesc că intuiți de ce am venit la dumneavoastră. Aha, sigur, cu... Înainte de toate, dați-mi, țineți puțin microfonul, trebuie să vin... Știți că eu nu vin cu mâna goală, am un cadou din partea Cronicii Cârcotașilor. Se apropie campania electorală, vă ajută Cârcotașii și cu niște bomboane electorale pentru javrele ordinare, ca să zic așa. Dați-mi mie că țin microfonul. Da, sigur. Ia spune, ce s-a este întâmplat? O idee interesantă. Ce s-a întâmplat? Deci în încheierea, mă rog, manifestărilor dedicate orașului nostru, deci în final să le mulțumesc la cetățenii noștri care erau acolo, dar... Ați făcut-o într-un mod foarte original. Sigur, m-am adresat foarte frumos, dar s-a tăiat de acolo. Am zis, bună seara Călăraș, la mulți ani Călăraș, și care s-a tăiat din imagine. Până când ceva s-a rupt, că s-a întâmplat da, ceva. Da, exact. Și după aceea a început să jure un grupare de vreo 48 de tineri, între 16 și 18 ani, au început să jure, chiar să scuipe niște gesturi care nu-i caracterizează în general pe călărășenii mei. Eu țin foarte mult la ei și eu m-am adresat acelui grup în momentul acela, să știți, că nu, eu țin la toți. Dar sunteți cam aprig la mânie, așa aveți sindromul Tourette, ce aveți? Mă supăr când... muncești foarte mult să le faci ceva, o festivitate care n-a avut loc niciodată la așa nivel de înalt, să zic, și de frumos, și să strice un grup, o grupare. Eu mi-am cerut scuze la cetățenii mei, să știți, pentru că nu ei, această grupare reprezint 0,005, deci niciun deget în Călăraș de la 76.000 de
oamenii reprezintă, ce să zic, v-am zis, zero. V-ați uitat la Cronică Miercuri, bănuiesc că n-ați uitat. Nu m-am uitat, mi-a zis soția. Acum umilit, dar v-a transmis băieții salutări, acum am să vă rog și pe dumneavoastră să le transmiteți lui Șerban și lui Mișu. Și eu le transmit, îi felicit pentru modul cum își fac datoria față de personajele noastre importante din politică și față de alți indivizi care își atasc cu legea. Și fericit și le doresc succes. Domn primar, vă mulțumesc mult de tot. Vedeți, este calm, deci plec nebătut de la Călăraș, așa că ne vedem cu bine acolo în platou la Șerban și la Mihai. Pentru Cronica Cărcotașilor de la Călăraș, Cristi Hrubaru. Bye, bye! Vreau să vă spun că Hrubaru este foarte rock and roll, dar este și director, de aia muncește, de este osprinos. Așa muncesc directorii, să știți, așa muncesc direct. Și primarii, după cum am văzut. Era un grup cam de 48, nu 45. Care înseamnă 000005. Puteți și calculați, dar le știe și... Fix, măi, știe! Domn primar, știți și CNP-ul la fiecare, nu? Aș vrea să-i salut pe facebookiștii noștri și să-i aplaudăm că au venit aici la noi în studio. Apropo, în acest moment, domnul Mișu Găinușe se află pe pagina de Facebook. Sunt conectat aici la Facebook, chiar m-am conectat un pic înainte. Nu da, știu da, el o să scrie pe altceva, scrie mă ceva. Ce să scriu ceva, deci scrie uite, ceva, salut, 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 e bine. Sunt Mișu. Hai, bravo. Dă enter. Enter. Așa, bravo! E bine dacă scrie error. Go home. Apropo de rețele, adică apropo de internet și de concursuri pe internet, Kiss FM și EMAG vă invită să câștigați un Porșan. Brum, brum. Treci! Să treci! Agentul Tușbeleanu, acte la contravă. Da, stai să trece peste, văd că sunteți pregătiți niște așa, domnule. Ce avem noi aici? Ăsta, ce cod avem noi aici? Șasiu. 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 Hai, lasă. Mulțumesc. Trăiți. Deci, nu șasiu. Nu că nu e cod de la președinție, e șasiu, de la Porșan. Unde-s fetele? Sunt aici și ele vor dansa. Unde? Vor. Vede ce avem noi de bebeluși să ne funcționeze Facebook-ul. Mulțumim celor care ne-au scris despre chifteluțele televizate pe care le vom vedea imediat. Le mulțumim tuturor celor care au intrat care acum și vă spun așa, uitați-vă la televizor, nu pe calculator. La televizor, nu pe calculator, că mă și încurc acum, nu mai știu unde sunt. Doamnelor și domnilor, urmează o lege incredibilă. Este vorba de legea pensiilor. Mișe mai apropiat de legea pensiilor decât încă n-a sunat ceasul. Dar nici mult nu mai are. Continuă epopeea legii pensiilor, votată fraudulos de doamna Anastase, nesemnată de opoziție, trimisă la Curtea Constituțională și declarată a fi ok, legea, surpriză, n-a fost promulgată de Băse pe motiv de femei prea cocoșate de muncă. Am hotărât să retrimit Parlamentului legea pensiilor, propun Parlamentului să analizeze posibilitatea de a reduce vârsta de pensionare pentru femei de la 65 la 63 de ani. Aici, ca de obicei, președintele se contrazice. Dar ce ar fi fost teamă de reacția UDMR-ului care ar fi putut să-l suspende dacă se ambiționa. Ioi, bate tare! Măsura de creștere progresivă până în 2030 a vârstei de pensionare până la 65 de ani, precum și egalizarea acesteia la femei și bărbați, este necesară, având în vedere tendințele democratice îngrijorătoare din România și nu numai. Odată hăis, odată cea, așa cum ne-a obișnuit Băse cu traseul. Cam asta este reforma din sistemul de asigurări sociale, acum în ceas de criză. Și la cum se anunță treaba în viitor, mulți dintre noi nu o să ajungem la 65, respectiv 63 de ani. Cât optimism, frate! Da!
nici în pauză mi-a zis că așa mi-a apărut și mie primul fir de păr alb, că mie mi-a apărut acum la 34. Așa e cel că i-ar fi apărut la 34, dar lui a apărut la 24. Nu e adevărat. Se vede că parlamentul a greșit vârsta de pensionare pentru femei. Probabil a fost calculată de marele matematician încă în viață, Roberta Minciunica Anastase. Totuși este o falsă problemă. La cum dau faliment firmele în regimul Boc, nu se mai pune problema să prindă cineva 65 de ani la serviciu. Doar dacă lucrează la TVR, acolo nevoia, să știi, îți angajează, îți trăne poții și îți plimbă și casetele și până la urmă te ține în viață până la 125 de ani. Dar pe bune, deci, oameni buni, ce că au găsit într-un dulap la redacția Teleenciclopedia o băbuță ascunsă care croșetase timp de 60 de ani o husă pentru întreaga clădire din Pangratii. Băi, de... Pe bune! Dar să vedem cum au primit lucrătorii din poștă vestea pensionării la 65 de ani. Tu cum ai primit o scrisoare explozivă? Dragi colegi și colegi, azi e o zi importantă în oficiul nostru poștal. Doamna Matilda, iubita noastră, doamna Matilda, iese azi la pensie. Mulțumesc, băi, sunteți foarte bine. Doamna Matilda, dumneavoastră m-ați învățat să fiu poștăriță. Mi-ați spus cum să mă feresc de câinii lui Oprescu, de gropile lui Oprescu și mai ales de străzile întunecate unde locuiește electoratul lui Oprescu. Da. Vă mulțumesc! Vai, mi-au dat lacrimile! Sincer să fiu, în orașul ăsta atât de poluat al lui Oprescu, chiar nu mă așteptam să ajung la vârsta de 57 de ani. Iată și surpriza pentru doamna Matilda. 3 sferturi de tort. 3 sferturi de tort, ce drăguț! Să ne scuze, doamna Matilda, dar e un tort de -25% la salariu. Oricum, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Mulțumesc! Nu! Dar ce ai costă de țipe așa? N-ați auzit că în Parlament s-a votat mărirea vârstei de pensionare? Matilda, mai stai cu noi până la 65 de ani! Cât? Stați! S-a prins lumânările la loc. Crezi că mă stau aprins 8 ani? Dar tu ce ai pățit costele de arăt în halul ăsta? Nimic, mă jefui niște golani chiar pe strada unde stă Oprescu. Bună dimineața, doamna Matilda! Bună dimineața! Gata, v-ați apucat de încălzirea pentru traseu? Da, dragă, ce te-am învățat eu pe tine? La poștași, 3 lucruri sunt esențiale. Frânghia. Exact. Carata. Exact. Și chiloții de tablă. Bineînțeles, carata pentru derbedei, frânghia pentru a ieși din grot și tabla pentru câini. Da. E foarte drăguț. Matilda, da. Vești bune. Ca să nu suspende președinte, te scoate la pensie la 63 de ani. Yes! Mai am 6 ani. Dar tu ce ai pățit iar costele? Ei, ce am pățit? Mergeam pe trotuar și a trecut Oprescu cu mașina și m-a făcut lor, că nu vezi? Ce faceți, doamna Matilda? Nimic. Astăzi am treabă prin centru și trec prin polarea lui Oprescu. Matilda! Ai auzit? Vești proaste. Ce costele? Iar au mărit ăștia vârsta de pensionare? Nu, dragă, a rămas la 63, dar au micșorat speranța de viață. Ca să nu mai dea pensii, speranța de viață scade la 62. Ei, nu, că asta a pus capac. Doamna Matilda, dar ce vreți să faceți? Uite, am 3 plicuri. Unul este pentru președinte, unul este pentru parlament și unul este pentru guvern. Cu antrax. Doamne, știu. Dar tu costele ce ai mai pățit? Ei, ce am pățit? Mi-a căzut în cap autostrada la Oprescu. Ăsta e exercițiu de imagine. Vreau să spun că Mișu nu are nevoie de carne pentru sărbători, pentru că i-a dat puștul tot deci, să bage în frigider. Mai vorbiți frumos la... Deci uitați-vă la ce hal arăta săracul om. Dacă locuiește în orașul Oprescu... Ce se face? Pe de altă parte este și o răutate așa a pensionarilor în societate, ceva de speriat. Bă, cine vrea să-l scoată la pensie pe Băsescu? Bătrânelul Vântu, bătrânelul Patriciu, bătrânelul Voiculescu, securistul. Dar totuși aici nu e conflict între generații, deoarece vor același lucru și tânărul Ponta, tânărul crinuț Tudor Chiril Antonescu, tânărul copil bătrân Gâdea. Doar oamenii maturi între două vârste știu exact ce-și doresc. Ce? Își doresc să plece din țara asta la orgaia să o ia să ducă. Dar nu în timpul emisiunii, că sunt și pe Facebook și aici, mă întreabă lumea, ador emisiunea, acum mă uit, cine bănesc Nu, asta nu, deci... Ștergi. S-a adunat la
aflăm de la televizor o veste halucinantă. Cică Mutu, marele fotbaliator, și-a deschis un restaurant. Adrian Mutu și-a deschis un restaurant de lux în Fiorentina și toată lumea s-a adunat la inaugurarea localului. La Fiorentina, zici? Unde, bre, pe stadion sau în mijlocul terenului? La Florența, donșoare, nu la Fiorentina, că Fiorentina e echipă de fotbal. Adrian Mutu și-a deschis un restaurant de lux în Fiorentina și toată lumea s-a adunat la inaugurarea localului. Iată-l acum pe Dodel, zis Tănase, cel mai bun băiat de la Steaua. Ăla care a fost combinat cu boba mega sexy. Te-a deranjat tot ceea ce s-a scris despre tine și bomba ta sexy? Nu bomba mea, fosta. Bomba sexy, zici? Rapandula sexy, nu bomba. Trecem acum la Bombonica cu fitil și ciucuraș. Este vorba de cocota masculină Cristea, care s-a pozat cu rușinica la vedere. Să cadă gagicile pe spate când i-or vedea macaroana. Dinamovisul Cristea a vrut să le arate tuturor că este mai cocoșel decât tot ce a luat Răzvan în Franța. E, asta a dat știre de presă. Toată lumea a căzut pe spate după ce a zărit cât de frumos îi atârnă franjurul prințului. Până și Cătăbote s-a apucat să facă mișto de el. Uite-l pe prințul Cristea, fotografiindu-se singur la birou. Mm-hmm. Da, mă, la una mică. Pardon. Cristea? Și melodia singurătate. Crezi că de la asta îi se trage? Nu știu, eu știu, dar nu mă interesează cu Cristea ce face Cristea. Da, acum... Toată lumea se masturbează la urma urmei, ce vrei? Dacă vă unii... Pardon, scuză-mă. Eu am plecat din această emisiune. Vai, mă, Căte, dar atât de hapsână să fii. Atât de ofticoasă și de invidioasă. Ești pe aceeași treaptă a evoluției cu monstrul sacru Florin Călinescu, care nu se mai laudă cu cocoșelul său, ce a suferit de multicel schimbări. Are acum un rățoi plat și răgușit. O victorie cu Franța e ca și cum eu acum îi trimit și eu o poză lui Bianca Drăgușanu, știi? Da. Cu rățoiul meu, că eu n-am cocoșel, eu am un rățoi, mai mult să-mi spus așa, cum are rățoiul, știi, la ce bun? Dacă vrei, vă trimit direct telefonul lui Inăru. Nu, ferească Dumnezeu, Dane, când vrei, femeia adevărată caută, mă, tată. Din păcate, rățoiul respectiv e mai mult o fosilă de rățoi din Cretacic. Oh, și de ce a murit, sărac? De plictiseala, murifirar să fie. Imediat ne întoarcem la cronicuță. O să vedeți ce v-am pregătit pentru partea următoare a cronicii imediat. Și în plus de asta, stați pe aproape. Eu ce păcăne Facebook. Păcăne, nu știu ce se întâmplă aici. Că e nenorocire, te păcăne Facebook-ul de numai. Uite, a început și o numărătoare. 10, 9, 8, 7, 6. Urmează la cronică. Vin chifteluțele televizate. Faci semn, da? Că n-aud. Avem adevărata fața fotbalului românesc. Ne-a bătut Franța, să vezi ce o să mai râdem cu băieții când ne-o bate Luxemburgul. Și vine și topul rușinică. Rămâneți pe prima. În câteva momente revine cronica Cârcotașilor. I wanna be a billionaire, so fucking bad. Buy all of the things I never had. Bravo,
băiatule, ăla nu ți-e rușine, mă, băiatule, mă. Cum poți să pronunți cuvintele astea? Trage-te singur de ureche. Trage-te de ureche. Fucking bad ce ești. Fuck bad, bad, bad. Next to Cronica Cârcotașilor, da, nu Opera, da, scuze. Da, 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 da. Cei mai tari. Deci, CNA-ul, amendele ăștia nu la mine. E o emisiune... Live, live, sigur că da. Da, da, da. Le mulțumim tuturor cârcotașilor activi care ne scriu de Mama Focului pe pagina de Facebook sau pe cârcotașii.ro, da, și ne spun ce tâmpenii sunt la televizor. Iată-i aici, priviți-i. Unii dintre ei sunt aici. De noi. Unii dintre ei sunt și în direct pe Facebook. Iată, da, deci... ne întreabă Doru Drula, întrebare de baraj, dacă vă scapă vreo bâlbă în direct, o să apăreți săptămâna următoare la bâlbe din televiziune? Nu, apărem chiar acum. Acum apărem. Asta e avantajul. Da, extraordinar. Se uită până săptămâna. Apropo de bâlbe, ia uite, ia, ia uite, ia. Salutare, salutare, doamne, domni și domnișoare, începem cu câteva imagini groaznice de la Dănuț SRL, emisiunea din TVR. Iată un iluzionist care vrea să taie mâna unei domnișoare. Nu știu voi ce simțiți, dar după episodul cu ninjalăii care erau să le crape capul holografilor, mie mi-e groază să mă uit la scene cu sânge în emisiunea cu pricina. Pe lângă hemoglobină sub formă de bulion, magicianul face și ascultări cu stetoscopul prin zonele intime ale invitatei. Și nu e singurul care face asta. În campionatul Germaniei există femeie arbitru. Iată aici o imagine inestimabilă cu un jucător de la Hertha Berlin care s-a apucat să controleze arbitru la forme. Ich würde sagen, das war die beste Szene des Spiels, das wäre jetzt ein bisschen gemein, aber zumindest noch. După cum vedeți, arbitresa n-ar fi prea deranjată, ba chiar ar da un cartonaj verde la dormitorului Herr Fotbalist. Rămânem la fotbal pentru un președinte jucător. Bolivianul Evo Morales e pe teren mai aplic decât în politică. Ia uite-l cum dă la joale. Păi nu-i corect, băi, nene. Tu dacă lovești, nu pățești nimic. Îi las, dacă dau în tine, agenții secret intră pe teren să-l lovească pe adversar. Trecem acum la bâlbuțe televizate și ne întoarcem în România. Bună ziua, Mihuț, a reușit poliția să identifice pe cei doi. Faci semn, da? Că n-aud. Sigur, sigur, când o să fie gata, o să-ți facă semn. Din nefericire, nu o să-l vezi. Bună ziua, Mihuț, a reușit poliția să identifice pe cei doi. Faci semn, da? Că n-aud. Și la final, priviți-l pe Borcea, era să zic mondialul. Nu mondialul, Borcea Butelie, care vrea să intre la meciul România-Franța cu o sticluță de parfum. Cum paznicii vroiau să-i o confiște, că nu era voie pe stadion și nu era nici stadionul lui, domnul Borcea a uitat de butelie și s-a dat cu parfum până la refuz, ca să pută cale de o poștă în jurul lui. Da, se pare că mireasma n-a fost pe placul fanilor. Aie, Borcea, te tranquilto! Ăsta sigur era stelist de-a lui Gigi, că altfel nu se explică explozia antibutelie de la el din glas. Păcat că i-au confiscat parfumul, era o sticluță specială de la firmă cu manometru. Deci, nu s-a parfumat, s-a gazat? Exact, s-a gazat și are un ușor iz de câine roșu plouat. Bă, așa să știi că miroase și rivalul lui din Ghencea, numai că are alt iz, iz de berbec plouat. Bebelucelor, dați! Come on and get up, try to see the time to stand up, give up, you better give up, cause you're fed up. Come on and get up, get up. Let's get tired and stand up, stand up, stand up. You know you never come down to give up, better give up. Come on, come on and get up. Le mulțumim și celor care dimineața de dimineață ascultă Kiss FM-ul. Am dar nu mai sta mai aici, că la noi e tot un direct. Ești mă, Aline, mă, pleacă-mă de aici. Deci, chiar dacă mi-am schimbat șosetele, dar nu e o problemă. Stai tu aici, asta, repede, să ne faci nouă aici zile fripte. Nu, domnul Alin, cameramanul minune. O minune de cameraman. Mergem mai departe, doamnelor și domnilor, pentru aceia dintre dumneavoastră care sunt microbi. Nu mai aplaudați, că așa o panoramă de echipă n-am mai văzut de mult, bă, frate, bă, e incredibil, lasă-mă. Tragedie, mare tragedie, ne-au scos francezii fotbalul din cap. Deși nici echipa cocoșului Galic nu mai e ce a fost, România a luat-o pe cocoașe în Franța, iar noi am izbucnit în lacrimi, pentru că iar ne-a furat arbitru. Mă aflu în momentul în fața unei înfrângeri, așa că nu mă mai ajută cu nimic să știu. Golul a fost marcat din offside. Noi suntem echipa națională a României, atâta putem în momentul de față. Aceștia sunt neputincioși și care se dau drept fotbaliști sub tricourile naționale.
Dacă n-ai cu ce, păi n-ai cu ce, bă, n-ai cu ce. S-a cam dus dracu și tot ce a mai rămas din generația de aur este praful și pulberea de prin echipă. Acum ne târâim la un egal cu Albania și cred că dacă se enervează ăia din Feroe, ne bat de neusucă. Am pierdut, ne așteptăm la ceva mai bun, am pierdut, n-am reușit să câștigăm cu Albania și Belarus. În tribunele stadionului Stade de France, pace și prosperitate, egalité, fraternité, numai tabele ilegale, pa du tout. Alea s-au dus acasă, repatriate. Păi se poate? Am făcut-o! Am făcut-o! Am făcut-o! Am fost foarte frumos, foarte, foarte mult suporte români. Hai, România! Am fost plăcut surprins. Sunt oameni care încă ne iubesc. România! Alonso Podo! Nu era mai ieftin să nu ne ducem la Paris? Ne costa încă un gol, dar ce economii făceam pe timp de criză, eu așa este zic. O idee pentru restul preliminarilor. Oricum rezultatele sunt previzibile. Bosnia-România în martie 2-1. Un nemernic de arbitru, ne-a mâncat egalul. 29 martie, România-Luxemburg 1-0, victorie de răsunet a tricolorilor, chiar dacă s-a marcat din penalti inventat de un arbitru foarte bun. Iunie, România-Bosnia 0-1, un criminal de arbitru ne-a suflat egalul, mult visat. Septembrie, Luxemburg-România 1-1, în sfârșit egalul, mult visat și Lucescu decorat. Yeah! 6 septembrie, România-Franța 0-3. Trei nemernici de arbitri sunt de vină. N-am putut să ne prezentăm că era la noi acasă. 7 octombrie, România-Belarus. Nu s-a disputat. Belarusul n-are bani să vină. Avem 3 puncte deodată, Doamne! Yes. 11 octombrie, anul viitor, Albania-România nu s-a disputat din lipsă de arbitraj. Bă, niște cretini de arbitri n-au găsit Albania pe hartă. E clar că este o problemă psihică la mijloc. Priviți! Bine, iubițel, haide, haide, că vorbim acasă, da? Bine. Să rămână. Să rămână, doamna doctor psiholog. Intrați, doamna psiholog, deci am venit cu națională, că nu știu ce avem pe psihic, de ne luăm de la toți. Bă, dracu, psihologa asta, băi, simpatic rău, auzi? Deci băieții încă n-au venit, că meciul nu s-a terminat, dar oricum, la cât de proști joacă, sigur au ceva la cap. Ce, clar, am venit la mea să... Vă rog, haideți să vă întindeți pe canapeaua asta. Da? Mai întâi, domnul Sandu. Și mă așez acolo, doamna doctor, da? Vă stau aici. Doamna doctor, pot să stau în fund, da? Acolo e perfect, da. Așa, domnul Sandu, relaxați-vă, așa, închideți ochii și spuneți-mi la ce vă gândiți. Of, doamne, e greu. Ce-a fost la cotlet? Oricum, la un grătar mă gândesc, doamnă. Și despre echipă, la ce vă gândiți? Închid ochii, da? Uh-huh. Despre echipă. Păi 11 jucători plus antrenorul plus rezervele, cred că la vreo 20 de frigărui, doamnă. Da, e clar, nu vă puteți concentra. Mai bine lăsați pe domnul Mitică. Păi eu mă duc, hai să fac grătarul și când e gata, mă întorc. Vorbim, sunt aici. Să rămână aici. Așa, domnul Mitică. Relaxați-vă. A, dracu, relaxarea asta că tare bine e. Da, spuneți-mi ce nemulțumire aveți. E, cum zici, eu mă gândesc la bani. Eu mă gândesc la bani în plicuri, în astea, în betoniere, în blocuri, în betoane, în ăsta. Eu văd așa tot ăsta, stadionul ăla, Lia Manoliu, plin cu bani, plin cu bani. Uh-huh. Și la fotbalul românesc, e, nu vă dracu, cum, cum dracu să nu mă gândesc? Mă gândesc așa, mă gândesc la Steaua, mă gândesc la Dinamo, mă gândesc la Rapid. Nu, la Rapid nu mă, ăsta, nu mă gândesc, că e chitrosul ăla de ăsta, cum îl cheamă, de copos. Deci mă gândesc la difuzări, de întreb de difuzări, bani, numai la bani, numai la bani mă gândesc. Acum dormiți. Sunteți hipnotizat. Ia spuneți-mi și mie cât va face Dinamo Steaua. Ce dracu, bă, toată lumea știe că o să fie 1-1, că e aranjament cu ăștia, cu Veri lui Becali. Oh. Ce dracu faci, bă, Chivule, ce ai făcut, 2-0? Băi, ne-a mintit că ești, da, dracu, bă. Auzi, bă, merg de la voi, bă, ce-ai dracu cu melcii voștri. Sunteți foarte nervos în ultimul timp. Foarte nervos. Stai dracu aici jos, bă, hai să trăiești. Stai dracu aici, uite, cum astăzi eu aici. Relaxați-vă, domnule. Mă relaxez. Ați jucat foarte bine. Da, mulțumesc. Ia spuneți-mi la ce vă gândiți. La ce mă gândesc? Mă gândesc la meciul ăla greu cu Luxemburgul. Dacă ne bate ea. Gata, știu ce-i cu tine, Cristi. Nu e psihic, e fizic. Da? Da, te strânge casca. Casca? Ia, du-te jos. Ce-a dat dracu casca aia jos, mă? Să vedem ce dracu ai. Acum e, mă?
Păi e mult mai bine. Ce mai mamă? Ne-a bătut Franța. Ne-a bătut Franța, să vezi că ce o să mai râdem cu băieții când ne-o bate Luxemburgul. Brenea cu Leon. Dar de unde știi, Brenea, rezultatele la meciuri așa? Băi, Chimule, știi, la dracu de simpatic. Cum, bă, de unde știi? Păi am cumpărat caracatița aia, Paul, de banii lige, bă, am în bagaje, bă. Ce dracu, bă? Da? Păi... Am tricoul lui Benzema, am tricoul lui Benzema. Ia, da, dracu, bă, tu cine dracu ești, bă? Că l-am mai văzut și pe ăsta în autocar. Tu cine ești, bă? Nu știu, bre, neamite, că l-am văzut și pe teren, juca acolo. Cine ești, mă? Sunt Florescu, Chivule. Ce? Iartă, strâns casca? Ia zi, băi, Platini, cum e, a? Merveios, se trebom. Comand s-apel? Grătărel s-apel, Michel, grătărel. Au, bă, ia, ți-ai trecut de... Ia, neamite. Bă, ia, da, bă, și mi-o, vedem ce dracu aveți aici, bă, ia, să vedem, ia. Ia, te-ai trecut? Bă, bune, ce dracu carne asta, bă? Se-o carne de calamar. Ce aia calabat? Caracatița, măi, mitică. Ce dracu' ți-am găsit-o la tine în bagaj. Caracatița, măi, nu caracatița, ce-i dracu' de... Monsieur, ar mai vrea și moi o bucățică. Păi așa se zice, Michel, cum te-am învățat? Oh, no, 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 no. S'il vous plaît, monsieur. Da, merge, ia. Nu știu de ce și-a luat Corleone Caracatița Paul când avea de asta de-a noastră, nouă și de aici. Cum o cheamă pe-a noastră? O cheamă Caracatița Blat. Rușinică, Brenea Corleone, rușinică, băi, fotbaliștilor, rușinică tot, bă, rușinică, rușinică, rușinică! Cu top, cu top. Top, 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 rușinică! Câți din cei care știau la ce stau au ce pune în friptură? Corect. Adică, bun, să o iei, să o pui pe televizor în locul peștelui de sticlă. Că friptuza nu prăjește pâine, de exemplu. Începem topul cu un trio formidabil. O nouă formație sparge timpanele. Că friptuza... Cei trei guriși senzaționali care nu știu diferența între friteză și fripteză. Los tres fripturistos. Cel bune nu ne lăsa, dați mereu în urmă. Manelo Manul Ciutacu. Unde stau eu, crapă locul, iese din pământ norocul. Rockerul Badea. I broke a thousand hearts before I met you. I broke a thousand more, baby. Și romanticul Gâdea. Felix the cat, the wonderful, wonderful cat. You never know what he'll do next, so don't even try to take a guess. Că friptuza. Pe stadionul Louvre din Paris a avut loc vernisajul cu titlul Domnișoarele de la Avignon, cu Mirel Redoi, Daniel Nicolae, Yanis Zicu și Marica. Au fost expuse tablourile Călăul cu renumitul arbitru portughez fără nume, Curentul Hoțomanist, Strigăt de renumitul pictor impresionist Pantilimon, Autoportret cu urechea tăiată, De Chivu, Curentul dureros, Mona Lisa, pictură de Răzvan Lucesco, faimos pictor hugobosist, Natură moartă cu Răzvan Cociș, Condiție fizică, Condițion fizic cu Yanis Zicu, Curentul adormist, În apărarea fiului, Curentul parental cu Mircea Lucesco. Vernisajul va continua în Albania, Belarus și va atinge apogeul dureros o Luxemburg. Domnule ministru, ați discutat în guvern despre micșorarea indemnizației pentru mame? Nu. O să vă comunicăm în momentul când se ia o decizie. Nu astăzi, se discută despre această măsură? Nu, măsură. Am discutat. Încheiem topul cu trupa de habarnaviști ai guvernului, care scoate hit după hit. Cele mai cunoscute sunt Habar n-am, nu știu nimic, suntem varză. Nu, am să răspund eu la întrebarea respectivă, dar nu... Nu știu ce să nu știu ce cu mine. Păi mâine este termenul limită. Vă comunicăm în momentul în care se ia o decizie. Nu știu. DJ Praf de la Finanțe și MC Pulbere, ministrul muncii. Nu, am să răspund eu la întrebarea respectivă, dar nu... Nici eu nu știu. Nu.
și Nica. Mulțumim foarte mult, domnul Silviu, cu topul lui Rușinică, cu tot ce mi-a plăcut, că era foarte aproape de un personaj. Am fost cu Silviu într-o deplasare și a apărut și ministrul Funeriu și ministrul Boc. Și ei au venit să-mi zică mie vreo două, trei. Despre top? Despre și top. Și ne-ai zis băiatul și zic, care... uite-l pe ăla, ăla e! Nu e el, tu ești. Băiatul de la business class e de vină. De la business class. Iată, ne pe Facebook sunt în legătură directă cu restul de 80.000 de telespectatori. Așa? Cineva te întreabă, dar Lucian Țugui, cred că îl cheamă, dar nenea Huidu are un dinte spart, incisivul drept, mai exact. Ia, incisivul drept. A, nu, e o coajă de sămânță, nu stați miniștit. Deci asta e cel, l-am spart când aveam 6 ani, și asta aici e o strungureață. Ar trebui... Strungureață de la mama. Mama mi-a dat strungureață, toată lumea ce că am un dinte spart, nu e spart. Nu lisez bosele, doar o strungăreață. Nu, dar dacă vreți să fie spart, nicio problemă. O mică pauză publicitară se rezolvă. Iată acum, stimabil cârcotaj, niște imagini haioase de la americani, unde președintele Barack Obama vrea să susțină ceva. Din păcate, nici sigla președinției nu-l mai ascultă. We cannot sustain... Oops. Was that my... Oh, goodness. That's all right. All of you know who I am. But I'm sure there's somebody back there that's really nervous right now. Don't you think? They're sweating bullets back there right now. Where were we? Vă dați seama? Cea mai mare dezamăgire a Americii de la O.J. Simpson încoace. Nu mai a ascultat nici măcar de însemnele formale ale președinției americane. We cannot sustain. Oops. Was that my Oh, goodness. That's all right. All of you know who I am. Rămânem la internaționale pentru il principe Berlusconi, care este contestat de unii de stânga și adulat de ăilalți de dreapta. Și ce face Berlusca? Face glume, E continuano a dire Berlusconi a casa, creandomi un certo disagio, perché disponendo di 20 case non saprei in quale andare. Ah, să se mai a cineva de Adrian Năstase cu ale sale 6 case. După cum vedeți, el este devansat de un premier isteț care are 20 de case. Apropo de Adrian, s-a ținut și el de glumițe la Congresul Femeilor Pesediste, unde s-a așezat în fața microfonului și a început să spună cam așa. Să ne imaginăm că suntem în ianuarie 2011 și un pensionar se duce la Cotroceni, la Palatul Cotroceni, și spune soldatului de acolo: aș vrea să vorbesc cu președintele Băsescu. Soldatul îi spune: da, Băsescu nu mai este președinte. A doua zi, pensionarul se duce din nou, pleacă din nou pensionarul, vine a treia zi, pune aceeași întrebare soldatul: bine, dar ați întrebat și v-am dat răspunsul ăsta de fiecare dată. E adevărat, dar îmi place așa de mult să aud răspunsul ăsta. Vai măi, Adriene, ce-am mai râs. Ăsta cred că este un bag primit prin SMS după textul acela cu Congo de acum 6 ani. Revenim la Congresul Doamnelor Pesediste și la domnul Liviu Dragnea, baronul de Teleorman, care face și el bancuri. În spatele fiecărei femei puternice se află câte un bărbat puternic. Sau mai mulți. Și se putea martie din post să lipsească președintele marionetă Victor Mickey Mouse Ponta. Are o glumă foarte tare. Aha. Bărbații n-au cum să câștige niciodată războiul cu femeile, pentru că nu poți să câștigi un război când în fiecare noapte ești în pat cu dușmanul. Să vezi ce capacete peste ceafă de la Daciana pentru asta și pentru că te-ai dat peste cap cu mașina la raliu. Hello. Nu e posibil așa ceva. Trebuia să se oprească când a avut timp. Știi cum s-a luat, nu?
Alo, domnul președinte, dacă nu știi cum e cu raliul, nu te mai băga, că și așa arăs prost. Și dacă zdrupeai, Doamne ferește, vreun picior, călcai pe urmele lui Atanasie Stănculescu. Am luat un șanț mult prea mare, ne-am răsturnat, suntem bine, am avut noroc, a fost un loc în care erau foarte mulți oameni, foarte mulți copii, ne-au ajutat, au pus mașina înapoi pe roți. Hello! Nu e posibil așa ceva. Trebuia să se oprească când a avut timp. Îl avem alături de noi pe celălalt playboy al poliției române, nu comisarul Ciocan, ci comisarul Tuzgureanu. Ce s-a întâmplat la raliu? Deci s-a trăit neapărat. Deci s-a testat alcoolemia, domne, și nimic. Eu am impresia că domnul ăsta, Pota, sincer să fiu, se bată politic cu apă rece, domne. Deci dânsul era copilot. Altcineva conduce hardughia pe drum. Sigur că da, dar stătea acasă. E bine, autoturismul PSD-ului, după cum știm, semnalizează stânga. Dar șefii sunt cam pe dreapta după averi, sincer să vă. Și cum au încărcat căruța asta cu promisiuni, s-au dus la berbelea cu mai ceva ca în 2004. N-a că făcut șorii. Stați puțin, i-am zis să urmeze harta și nu m-a ascultat. Da, harta, apropo de harta, deci am găsit harta, dom'le, dar era una veche, era până 70, așa, era în rusă scrise ceva acolo și era semnată Ion Ii. Atunci este clar. Spasibă, mulțumesc, domnule. La revedere. Nu s-o verific la contabilitate. Urmează la cronicuța cărcotașilor următoarele subiecte. Asta cu urmează următoarele e foarte bună. E o bâlbă sau nu e bâlbă? Da. Urmează la cronică. Virinel și Monica se confruntă cu paraglidinele. Voi ați fost o chestiune pasageră, cum sunteți pentru mai toți bărbați, și cu asta s-a terminat. Ce ai, dragă? Noi doar citeam ceva împreună. Tulburelul a mulțit bețivii pe străzi. Nu-mi datăm ce vorba. Și avem chifteluțe televizate cu duiumul. România a fost atată ca o damă de companie. Domnișoara... Furlifus, cum o cheamă? Tu te-ai neplătit. Pardon. E după rotație. Du-te, dracu, iar încep cu partidul. Sexy girl, watch the way you're moving. I like your style, I like your brand new life. Sexy girl, watch the way you're moving, cause all the boys want to na-na-na. Sexy girl, watch the way you're grooving, cause all the guys want to na-na-na. Cristina, și ne întreba cineva care chiar este pe pagina de Facebook a Cronicii, cine este coregrafa? Iată coregrafa, doamnelor și domnilor, Ioana! Ea este elfa noastră! Mai tarot frumos! Tot un mesaj de pe Facebook, da. De data asta pentru cineva din partea aia, pentru că noi primim mesaje, nu e nicio problemă. Da. Puteți să trimiteți și pachete, dacă se poate. Da. Alex Andra întreabă, adică spune, salutați-o pe Ambra, e în public, a câștigat și participă cu multă bucurie la emisiunea voastră, vă pupă. I-am dat cine este? Cine? Ambra! Este? Caută în spate, Ambra. Uite, uite-te, salută! Asta e mică! O cheamă pe asta mică! Foarte cea bine. Mai mică Facebookistă! Nu e Ambra, acolo e în spate, da. Da, gata, am filmat-o așa, și pe Ambra. Mergem mai departe, doamnelor și domnilor, mulțumim celor care folosesc aplicația Fi Cârcotaș de pe pagina de Facebook, cei care intră pe cârcotașii.ro și care ne trimit nouă fel de fel de informații. O să extragem un câștigător al excursiei oferite de Kiss Travel la Roma, puțin mai târziu, nu acum, chiar acum. La Irealitatea TV, maestrul Dinescu, cel mai guraliv om de la TV, s-a apucat de pus etichete. Ăsta cu domnișoara Furlifus, cum o cheamă asta, care a fost secretara... Cum o cheamă, mă, liberală, care acum... Turcan? Turcan. Turcan, da. Doamna Turcan. Tare asta cu domnișoara Furlifus sună atât de bine și o definește perfect pe Madame Turcan. Ăsta cu domnișoara
Furlifuscu. Și asta n-ar fi nimic, dar tot Mircică este împotriva tuturor pupincuriștilor. Mai aud câteodată declarații incredibile. Partidul zice, dacă partidul pune partidul, du-te dragul, iar încep cu partidul, mă, ca pe partid. Vremea. Păi nu, pe vremuri parcă era mai curajos, poate mai stătea de vorbă cu tine, când, chiar dacă înjuram partidul, el era pacia și, chiar dacă nu înjura și el, era în pacia și baricadă. Acum zice, domne, ce spune partidul? Ăștia măcar s-au dus într-un partid. De când ești corul Madrigal într-un partid, sunt oameni care au și alte opinii. Apropo de porcările televizate, domnul Serghei Niculescu Micozil umblă iar liber prin televiziune. Și când e în direct, el nu se poate abține, băi nene! De 21 de ani, România a fost tratată ca o damă de companie, dată din mână în mână de gulerele albe, spălată foarte și cosmetizată un pic și apoi luată din nou la punct. Și tu treci neplătit. Pardon. E după 12. Că n-avem voie după 12? Am primit ce merităm, zice Marian. E după 12 mergi că avem voie să vorbim? Avem, dar tot cu perdea așa, da. Nasol de tot și audiența este din ce în ce mai scârbită, dar tovarășul Serghei zâmbește libidinos din dărătul dinților de cal și continuă triada de infecții televizate. Bravo! De 21 de ani, România a fost tratată ca o damă de companie, dată din mână în mână de gulerele albe, spălată foarte și cosmetizată curi. Un pic și apoi luată din nou la punct. Și tu treci neplătit. Pardon. Rămânem la porcării televizate, de asta dată unele de la jocurile Commonwealth-ului, desfășurate în India, unde sportivii au înfundat canalizarea fraților cu prezervative. I'm not quite sure what the point is. If that is happening, then it shows that there is use of condoms, right? And I think that's a very positive story that athletes are being responsible. Da, n-au avut performanțe mai deloc, că au cheltuit energiile pe alte eforturi. Dar apropo de prezervative, ele mai au o întrebuințare. Pensionarii zglobiți din România le folosesc din când în când. Să se încălzească. Și printre primile care se află la această tombolă este și o cutiuță cu prezervative. Poate unii pensionari sau unele pensionare le mai folosesc și acum. Am văzut foarte multe pensionare tinere și mai știți. Ura! Viagra să trăiască! Apropo de seniori, tatăl lui Virinel, columbeanul senior, se ține bine și s-a apucat de cântat romanțe. Cineva până nu se destramă de tot, de la atâtea onduleuri și oscilații ale vocei. Bine că Matale e simpatic, Brenea, columbene senior. Și mult mai mișto decât șturlumbaticul ăla mic care se distrează cu șpirochete până jacuzzi. Și-a trebuit ca eu să plec de lângă tine și nepotând ca să trăiesc. Mai cânta, dar de ce mă frate, încă mă frate, muzica e viața mea. Mă doare. Mai înainte de... ați ascultat o frumoasă doină de jale și despărțire cântată de Îl Bătrân, adică de Îl Bătrân, care mai face doar duș, nu mai face jacuzzi, săracul. Unde sunt melodiile alea de altă dat, cum fredona Monica în bucătărie după ABBA? Money, 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 must be funny.
in a rich man's square. Și vii, da, și vii în baie singur, cânta două rândunici, leje aștept aici, două mari cu minți mai mici. A venit toamna, păsările și-au luat zborul spre tabloide cu filme din băiță și Viri cântă I'm too sexy for my love. Iar Moni susură în garsoniera ta, nu-i chiar așa ca în America. Dar ce s-a întâmplat acolo la băiță o să vedeți imediat la noi la Cronicuță. În schimb, vă rog, atenție, Mișu are o recomandare. Avem de aici pe de pe ocazii.ro pentru Virinel, da? Da, pentru Virinel, o lecție de zbor cu avionul, da? 999 de ron, să știi costă. Că parașute am văzut că... are, destule. Da. Gata. Zilele trecute, Virinel s-a scărpinat fără să-l mănânce, deși după întâlnirea cu paparudele din imagine s-ar putea să-l mănânce pe bune. Două țoape cu pretenții s-au dus la milionar acasă la Izvorani să primească și ele ceva. Când au ajuns acolo, le-a surâs ideea că ar putea face ceva mai mulți bani și un pic de faimă. Și l-au filmat pe nefericit cu botul în șpirocheți. Bre, Naviri, bre, dar trebuie neapărat un examen oftalmologic. Bă, tu ai văzut ce ai agățat? Nu, pe bune acum. Pă, paparudele astea sunt la pensie, băi, nene, băi. Una e mai gonoreică decât ai la altă. Îmi zice, auzi, dar tu cam pentru ce crezi, pentru ce crezi tu că ați venit voi aici? Ca să discutăm afaceri sau ați venit pentru altceva? Vă spun eu, ați venit pentru pizdă direct. Să vă fie rușinea pițipancelor că v-ați bătut joc de bunătatea asta, de splendoarea asta, de Virinel ăsta, mă. Auzi tu, l-au și sunat și l-au și registrat. Mișto. Poți să vorbești? Da, sigur că da, spune, baby. Ce faci, Mătușa? Uite, măi, uite, pe la București am sunat că am venit pe la București cu iubita și, na, ne gândeam să vedem cum facem, poate să faci puțin de timp și ne vedem. Acum, nu știu, știu că a venit wife-ul acasă, știi? Da, pe așa e mai micită, nu? Bine, acum a zis mai că nu putem include și pe ea cu noi, că, na, e nasoală. Unde-ți voi împreună, frate, că nu înțeleg. Păi ține amândouă, sunt pe speaker. Ai, eu țineți amândouă. Da, păi nu. Păi dacă nu ne înțelegem, da. Una mai pe cât, așa mai sus. Adică cum ne știi, cum ne știi tu. Cum ne știi tu cel mai bine. Da. Când scandalul era întoi, hop, a venit și Moni acasă. Cocălăresele, pe lângă care Moni era chiar simpatică, s-au apucat să o toace în emisiunile tabloide. Da, Moni s-a ținut tare, frate. S-au folosit de voi și se va mai folosi de încă câteva. Pentru că voi ați fost o chestiune pasageră, cum sunteți pentru mai toți bărbați, și cu asta s-a terminat. Eu nu cred că tu ești în măsură să-mi spui tu mie că sunt eu o chestiune pasageră pentru toți bărbații. Eu cred că ar trebui am tu să te gândești. Am spus că mă, deci, dacă mă, deci dacă nu mă las să vorbești, să vorbesc, nu cred că o să ne înțelegem. Nu-mi spui tu mie că sunt eu o relație pasageră pentru orice bărbat, ai înțeles? Deci eu cred că ar trebui să te gândești tu cam tu ce relație ai avut tu pasageră înainte să-mi spui tu mie ce relație am avut eu. Cam asta e lumea lor, cu Bentley-uri, case, jacuzzi, trădări, curve de 2 lei și niciun dram de fericire. Păi decât așa, mai bine sărac lipit, dar să simți că străiești viața, nenicule! Că nu-i așa, povestea asta plină de monici, virinei, pițipoance și televiziuni, e foarte, foarte tristă, frate. Zi, baby, cum ne vedem? Deci, te gândești la cumva la o variantă, cumva și facem o chestie? Da, mătușă. Bine, mătușă. Bine, că finalizarea n-a avut loc, adică... Finalizarea n-a avut loc. Noi vrem cu finalizare până la urmă. Fetelor, v-am invitat la mine acasă să-mi vedeți biblioteca. Oh, ce mișto! Dar unde e biblioteca? Dar chiar unde e biblioteca? Păi în baie, eu aici citesc, nu... Și ce citești, dragă? Dar chiar ce citești? Ceva mișto, dar de ce vorbiți așa la fel? Sunteți surori sau...? Viri, dacă vrei tu, suntem și surori și majorete și menajere și... Și majorete
și... Menajere, știu. Nu, și secretare. Da, chiar secretare. Haideți mai bine, haideți mai bine în cadă, că am niște șampanie bună, să ne simțim bine. Nu știu, nu? Dar apă n-ai, dragă? Dar chiar apă n-ai? Nu, că a oprit-o hormonica, facem economii și de-aia vreau să mă răzbun. Tot ce-mi interzice eu să-mi iau dublu. Mișto, e treabă mișto. Dar chiar că o să-ți iei dublu, Viri? Și acum ce citim, dragă? Dar chiar ce citim? Azi citim stereo, mișto. Fii atent, deci până o frânzăresc eu pe una dintre voi, cealaltă poate să se joace cu semnul meu de carte. Ce faci, dragă? Dau pagina, scumpo, dau pagina. Viri, ești în baie? Să-ți aduc un prosop, dragule? Preferatul tău ăla micul de bebeluș? Mai bine adu trei, Moni. Poftim? Ce înseamnă asta? Niște sirene, dragă, niște sirene. Poate dai eu drumul acum la o sirenă de rămâi surd. Ce ai, dragă? Noi doar citeam ceva împreună. Dacă nu mai ajungea la rafturile de sus ale bibliotecii. Dragule, rămâi cu țoapele tale să te speli pe cap. Eu am plecat în America. În America e mișto. Știi ceva, Viri? Am plecat și noi. Haide. Da, am plecat și noi. Dar nu vrei să vă conduc sau... Nu, tu mai bine stai aici și mai citește și singur. Lasă, dragă, găsim noi un tir care să ne ducă acasă. Da, chiar? Au plecat. Lasă că dacă au plecat o să-mi fac repede un rezumat singur și pe urmă mă uit la filmul meu preferat, Singur acasă. Mișto. Mișto. Nu prea e mișto, aia e singura problemă, scria cineva aici și comenta, zicea, la cum arată una, sigur a fost bărbat. Un singur lucru nu înțeleg, cum de Viri în film era la același nivel cu fetele în jacuzzi? N-ar fi trebuit să fie sub apă? Deci e un fals ordinar? Da, da, bineînțeles, urmă, urmă. E ordinar. Auzi, el cu două și alții, e ordinar. Mă rog, drama națională s-a sfârșit. Moni e pe piciorong de plecare. A plecat deja. De fapt, e cu un picior în România și cu altul în America și a ajuns. A, și a ajuns. Urmează să danseze bebelușele noastre. Bebeluse, mă, ce bebeluse, mă, ce fete, mă, bravo, felicitările noastre. Vreau să vă spun cam așa, în primul rând să-i salut pe băieții mei, te pupă tata Rari, pupă tata Mircea, zi-mă și tu de Eva. Eva, te pupă tati. Și acum să găsim o câștigăreață care să plece în Roma, în Italia, pe Zorii, dintre cei care ne-au trimis chifteluțe, bâlbe și alte chestii pe la televizor, pe site-ul nostru, crcotașii.ro, sau pe pagina noastră de pe Facebook. Alegem o câștigătoare. Săptămâna viitoare cred că vin ambii câștigători aici. O să luăm și legătura cu Bob Andrei din Gherla. Tocmai din Gherla l-am ales. Felicitările noastre. Cred că are pila domnul Prigoane, că ăla e din Gherla. Mergem mai departe, doamnelor și domnilor, stimați Facebook-i și Facebook-iști. Ia nasul de acolo, unde te uiți? Aici mă uit, dar chiar uite-te. Avea dreptate cineva, dacă poți să citești toate mesele, bineînțeles, sunt polivalent, mai ceva ca sala, să știți. Urmează, ce vrei? Nimic, vrei urmează. Să prezint tot eu? Lasă că zic. Urmează tulburelul, care a ieșit. A venit toamna și a adus vinul în pahare, mamă ce veselie, mamă câtă băutură. Bine, must mai întâi. Oh, ce mă doare butica. Ci că strugurii trebuie să fie călcați în picioare de tinere fecioare. Bă, dar unde mai găsești tinere fecioare în zilele noastre? Trebuie să urce pe fecioare, e mai greu acum. A, dracu' domn primar, cum le știe el pe toate. Dar iată că pețivanii s-au mulțit cu tot cu tulburelul ăsta scos. S-au pus în mașină și au purces la drum. Baga nașule viteză și apoi să vezi bușală. Hopa! Ce s-a întâmplat? Nu știu. Cum nu știți? Păi nu-mi dată ce vorba. Păi nu dumneavoastră erați la volan la mașina asta? Da. Și cum nu știți ce s-a întâmplat? Păi nu știu, am înțeles că
Ce-a venit cu mine cineva și vrea cineva niște bani la mine. Da, ați băut ceva? Da. Ce ați băut? Am băut, am tras la drăbitor și am băut niște bine. El n-a băut, nu? Numai dumneavoastră ați băut. Nu ăsta e un fier cine e, frate, sub plășinie. Dar dumneavoastră ați văzut? Era mașină. Unde? În ce mașină erați? Individul ăsta. În ce mașină erați? Individul ăsta. Dar cum s-a întâmplat? Ia spune. Șoferul. După cum puteți vedea, după cum puteți bea, toți cei din mașină erau praști, frate. Deci, din această cauză, după ce au suflat, de le-au ieșit ochii din cap, caramel. A vrut șoferul să-i ducă acasă pe tovarășului de pahar, dar nu oricum, tot cu mașina, că se respectă, băi. Păi mai de jos am suflat, de ce să nu plec? Mă băi, trebuie să-mi place înapoi cu mașina, frate. No! Mă dă timp. Să mă duci cu mine. Pentru că de eu v-am suflat în violă. V-am respectat chiar dumneavoastră și foarte rău. Nu mai merg. Dacă am dat așa, gata. Am invitat alături de noi un sommelier, adică un degustator de vin. Cum vă numiți? Gogâie! Eu sunt Gogâie și vreau să vă arăt nuditatea doamnei, pardon, noutatea toamnei. Ne speriasem. Care e noutatea? Deci, noutatea este această sticlă Tulburelu Rutier. Este un vin de origine necontrolată, cu alcoolemie de 20-30 de mașini bușite la 100 de metri. Și vă rog să ne spuneți, conține sulfiți? Da, și suciți, și săriți, și striviți. Tulburelu Rutier pentru mașini luate în Riesling sau în rațe. Pardon, în rate. Rugăm mesenii, dacă observă vreun șofer cu tulburel rutier la bord, să ia imediat tirbușonul de contact. Da, o clipă, deci avem tulburel pe varianta accident Sauvignon, dar și pilotul noir s-au călcat otonel, auziți? O secundă, deci pe sticlele alea nu scrie VSOC, ci Smurd. Vă pup pe Gogâie! Căutați-l pe Gogâie! Hai, pa, la revedere! Sănătate, Gogâie! Pa! Gogâie. La revedere! La revedere, Gogâie! Pa, Gogâie! Du-te! De la... Lăsați somelierul să treacă, că n-are, nu poate să ocolească camera. Da, mulțumim. De la vin trecem acum la apă, dar nu oricum comestibilă. Iată acum, doamnelor și domnilor, niște imagini de la Iași, unde un credincios aflat în pelerinaj la Sfânta Cuvioasă Paraschiva a pupat tot ce a ieșit în cale, inclusiv microfonul reporterului. Cum v-a ajutat Sfânta? Pentru ce v-ați rugat? Poftiți? Vă ajută Sfânta? Ne ajută, că avem încredere în Dumnezeu. Ușurel, bre, că ăsta nu te mântuiește și nici presa nu miroase a tămâie. În schimb, tămâie e Cătălin Măruță. La pronunția unor cuvinte, cum ar fi selectat? Pentru că tot ai luat clipboard de pe masă, am selectat câteva... am luat câteva articole din presa ultimelor zile. Vai, mă, Măruță, mă, dar ce te mai chinuie talentul, mă, băiatule, mă? Am luat câteva articole din presa ultimelor zile. Tot la Happy Horror Hour au venit niște papagali în emisie care zic că imită pe aia de la ABBA. Uitați-vă la ei ce fețe au, nici nu știu pe ce lume trăiesc. A fost frumos la Sala Palatului, v-ați simțit bine, a fost ok? It was a very good show. A fost un show foarte reușit. Audiența a fost nemaipomenită. Multă energie. Și ne-am simțit extraordinar de bine. Portughezii sunt oameni nemaipomeniți. Bine. Portughezii. E bine. Asta n-am înțeles-o. Cum portughezii sunt oameni deosebiți? Sorry. Îmi cer scuze. Adică, nu e nicio problemă. Romanian. Și portughezii, românii. Da, și portughezii sunt oameni deosebiți, toți.
I meant to say Romanian. Voiam să spun all over the world. Că noi cântăm peste tot și nu mai ținem minte în ce țară ajungem. Portugalia, și zici că nu știi prin ce țări te duci. E, vă dați seama, oameni buni? Ăștia o să trăiască fără nicio apăsare până la 100 de ani. E bine că nu sunt însă singurii care confundă România. Președintele liliputanului stat, insula Malta, cu cavalerii ei cu tot, habar n-are unde a ajuns în vizită oficială. Both countries are situated, located strategically. We in the Mediterranean, the southernmost tip of Europe. Bulgaria on the eastern side. Bulgaria on the eastern side. Bulgaria? Nici nu te poți supăra pe el, firar Sofie. Că la ce țară are Marian de la sectorul 5 mai președinte ca el? Both countries are situated, located strategically. We in the Mediterranean, the southernmost tip of Europe. Bulgaria on the eastern side. Bulgaria on the eastern side. Trecem acum la Ungaria, de lângă noi, pentru a relata despre catastrofa ecologică la care toate știrile au achiesat. Au fost 73 de persoane au fost specializate, iar 120 de persoane au fost rănite. 72 de persoane specializate? Spitalizate, nu specializate. Că la cum era noroiul ăla roșu și toxic, degeaba ai specializări. Mult mai folositoare sunt niște spitalizări. Au fost 73 de persoane au fost specializate. Și iată-l acum pe ministru Borbeli de la mediu din România, aflat într-o ingrată postura de a comunica lucruri nașpa despre țara lui de suflet, Magyarország, Ungaria. Pot să afirm cu toată responsabilitatea că nu există pericol de contaminare atunci când ajunge la noi. Deci apa va fi comestibilă, apa nu trebuie adusă din altă parte. Iată acum un comunicat de la Borbeli Baci. Apa aceasta este comestibil pentru toată populația romano, care se bea fără probleme, fără grijă. Populația sicuia și maghiaro să se abțină de la astfel de consum. Deci apa va fi comestibilă, apa nu trebuie adusă din altă parte. Nu numai că e apa e comestibilă, domnul Borbeli, ci și limba romanioc. Ați ronțăit la ea ca la un chiortuș culaci. Dacă apa este comestibilă, probabil și spiritoasele la fel. Înseamnă că știu eu, un președinte mâncăcios, nevoie mare. Nu un președinte. Dar cum? O președinte. O președinte? Păi da, nu ți-o să fie, o să vezi. Corect. Urmează la cronică. Gigi se dă în stambă cu tiki-taka lui. Tiki-taka Barcelona. Cocalarul Badea în maiou se dă rocker. Rag așa intens cu talent imens. În maiou vă sperii. Și avem și mari comici ai micilor ecrane. Dacă îi spun răutate mică, se supără. Scârbă mică. La înciusesc. Scârbă mică. Ce faci? Ce te faci? Asta este, n-ai ce să faci. Scârbă mică. Poți să-mi zici ca să mă bucur? Da, ăsta mic, spuneți. Așa îmi place. Prima. În câteva momente revine cronica Cârcotașilor. FM. Avem, să știți, tânăra generație. În primul rând vreau să o filmați pe aia mică sus acolo.
Hei, aia, așa e, uitați-vă la aia. Uitați-vă ce facebookist avem, extraordinar. Mai avem două fetițe mici, uite acolo, ia uite, ochelaristo, la camera, uite-te, mă. Tu să nu te iei de ochelariste, e foarte important. Lângă este fetița domnului Viorel Dodoc, aici prezent, de față cu chitara în brațe. După cum vedeți, e numai taxul la semânare. Și mai avem una mică, ia uite, pe partea cealaltă, deci pe partea cealaltă, fiți atenți. Mamă, ce copilărie, grădiniță. Pe partea cealaltă. Miercurea e un fel acolo, uite ce împletită e toată. Deci miercurea e un fel de after hour. Da, de after hour, da. After school, pardon, after school, veniți cu copiii, lăsați la noi, nu e nicio problemă. Noi rezolvăm problemele. Vă mulțumim vouă că ne trimiteți tot felul de chestii pe Facebook și uite, ajung la noi în emisiune. Pac, eu am aici și știrile, avem și o știre bună. 17 mineri au fost scoși la suprafață, deci este loc pentru guvern. S-a făcut loc. Vi-l prezentăm acum la Cronicuță pe domnul Fumuru de la Irealitatea. Bine, noi știm cum îl cheamă, dar colega lui mai puțin. Vremea acum cu Petre Cătălin Fumuru. Bună dimineața, Petre, cum va fi astăzi? Vezi, asta e problema dacă studiourile sunt prea mari și oamenii nu ajung să se cunoască. Sunt așa ca niște roboței pe plantație. Vremea acum cu Petre Cătălin Fumuru. Bună dimineața, Petre, cum va fi astăzi? Mai grav e că Nea Fumuru s-a și enervat pe chestia asta și a răbuvnit. Dar după ce a ieșit din direct, sau mă rog, credea el că a ieșit din direct. Numai bine. Băi, eu nu înțeleg, mă, de ce... E normal, nu înțelege de ce de fiecare dată cineva îl pronunță pocit. Ce să-i faci, coane? Nepotrivea la naibii. Numai bine. Băi, eu nu înțeleg, mă, de ce... Rămânem la meteorologie pentru Busu, cel mai premiat prezentator meteo din Europa. Mai nou el a devenit naturalist. Dacă îți place să tragi pe nas planta numită bășina porcului, asta este, n-ai ce să faci. N-ai încotro, ce faci? Ce te faci? Poi razna, nu mai știi de tine. Popular, așa se numește, dar științific are o altă denumire. Amenda ceneatium pentru limbajus licențiosum. Pe scurt, o să-ți iei cu flatulația porcului cu tot. Dar de ce să dea din portofel? Pentru că n-a spus nimic rău. Ce să fac? De ce? O să dai din portofel. Hai să căutăm în Dex. Ia în treabă-l. Da, sigur. Cine e? Septimiu? E speriat de bombe, Septimiu? Care e problema? Nu, căutăm în Dex, nu e nicio problemă. Este avem... de păpădie, de păpădie. Este o plantă care așa se numește. Da. Numele popular al plantei este bășina porcului. Mai zic o dată, ca să nu avem probleme. Nu putem să nu remarcăm și împunsăturile dintre Dedu și Busu. Unul e răutate mică și celălalt scârbă la fel de mică. Dacă îi spun răutate mică, se supără. Poți să-mi zici ca să mă bucur? Da. Scârbă mică. Scârbă mică. Așa îmi place. Bine, hai să vă spun. Că l-ai lovit pe Vadim acum, râde, nu? Hai, încesez. Da. Și mai stă și lângă mine aici. Da. Nu. Asta mic, spuneți. Bine, dacă ziceți voi, nu vă contrazicem. Doar că o prezentare meteo cu Busu ar fi perfectă fără sonor. Exact cum s-a întâmplat la Răzvan și Dani. A, Luciana, ce faci? Bună, Dimi! Uite, mă, că e soare la ea. Nu auzim pe Luciana și ea nu ne aude. Așa că doar ea ne aude. Și noi nu auzim? Poate da. Suntem surzi? Da, cine știe? Cine? Luciana, te rugăm frumos să mimezi vremea la Deva. E cald? E foarte bine. E foarte frig. Prevăd un 18 grade maxima de azi. E frig. Mă, dar nu se vede, mă, când e frig, la mine se vede. Vai, măi băieți, dacă ați putea să faceți și cu Daniel același lucru, ar fi perfect. Adică doar să apară și să nu deschidă gura. Trecem acum la Bingo Metropolis, unde el palade de rateuri matematice. Ați câștigat 130.000 de lei! Mă scuzați, doamna Nichita, știu că vă descurcați bine la matematică, dar sunt 120.000 de lei. 120, băi! O scuzați pe Nichita, că ea a făcut matematica cu profesoara de geografie. Deci 50 cu 70 cât fac? 120. Mă scuzați că... E nebună la cap. Deci ați câștigat 120 de...
Lăsați că mă duc eu în... în dă mii de lei, adică 1.200.000.000! Un miliard! Un miliard, 200 de milioane! Da! Romică, dă-i o vitamină, dă-i o lecitină și scoate-l de la naftalină, frate, că uită de la mână până la gură! Tot în minunata emisiune de pomană și ajutor reciporc, s-a apucat să cânte manelistul Sorinel Puștu, care după ce că habar n-are versurile melodiei, a uitat și replica lui. Dar nu-i nimic să consola de mic, tu ești conștient ce zic eu. Nu ne-am născut în locul potrivit, nu, nu, nu ne-am născut în locul potrivit, n-am primit, n-am nimic. No, no, tu te-ai născut la locul potrivit? Tu faci banii lipiți pe frunte, impozite plătești, nu? Urli de mama focului că ai dușmani și totuși merge din plin. La noi locul nașterii e nepotrivit. Că vă suportăm pe voi, ne plătim impozitele și taxele ca fraierii și suferim ca idioți în loc să plecăm unde vedem cu ochii. Dar nu-i nimic să consola de mic, tu ești conștient ce zic eu. Nu ne-am născut în locul potrivit, nu, nu, nu ne-am născut în locul potrivit, n-am primit, am venit aici, este-i șansa mea, să fac cânt un refren care să nu fie o mână. Dar nu mi-a ieșit până la sfârșit. Dacă nu m-am născut în locul potrivit, departe în India. Și așa, Jumbo. Trupa Jumbo. Foarte bine interpretat. Bravo, e. Bravo, extraordinar, omo. Că mă șener. Auzi, astea mici nu dansează și ele așa. Dacă și ele dansează așa, atunci emisiunea asta o să aibă și un dușman. Dar mă, un dușman. Dă-mi dușman. Foarte bine, tailandezele este niște foarte fete alunecoase. Da, 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 da. Vreau să vorbim cu câștigătorul nostru care o să plece la Roma, pentru că ne-a trimis nouă tot felul de lucruri. Domnul Bob Andrei are 25 de ani, este din orașul Gherla. Ce mai e în Gherla, domnul Bob? Bună seara! Bună seara! Păi în Gherla e bine, un pic am rece, dar e frumos, e o seară frumoasă. Cu cine pleci tu din Gherla în Roma, na? Cu soția mea cea dragă să merge. Să străiască și să vă duceți să faceți moștenitor sau aveți deja? Încă n-am. Poate încă facem acolo. Nu e timpul pierdut și mai ales la ce ne arată guvernul. O să fie creștere economică la noi în țară să faci 10 moștenitori. Nu. Uite, păi dacă mai avem timp așa după ce mâncăm pizza, macaroni și ce mai e pe acolo. Pizza, macaroni, bea un vin roșu și ies moștenitori unul după altul, unul după altul. Deci că Roma seamănă cu noi, tot prăbușit așa. Mulțumim foarte mult, domnul Bob, că te uiți la emisiune și că ești interactiv și te pupăm! Ciao, Curi! Ciao, ciao! Ciao! Și stăm de vorbă și... Ei, halerelor și voi zdrențelor, iaca! Voi vodul e vesel, băi, deci echipa lui joacă ticacaca, titicaca! Caca-maca, sau cum se numește chestia, pe care o joacă FC Barcelona, băi! Tiki-taka Barcelona, tiki-taka Barcelona. Ca Barcelona sau ca Steaua, nu? Tiki-taka Barcelona. Iată-l acum pe latifundiar, explicând de ce palatul lui care e second-hand se asortează cu Rolls-Royce-ul lui care e second-hand. Și dacă se enervează el, bă, o să-și ia și un avion second hand. Nu că am luat-o, că nici nu mă interesează Rolls, nici nu prea îmi place mie Rolls. Mine albul ăla mi-a plăcut culoarea albă. Și am luat-o și asta merg 3-4 ori, că o dau la vreun nepot. Și am să cumpăr un Boeing. Eu s-o costa 50 de milioane. Și domnule, că durează 3 ani. Atunci aveam bani mulți, mă nu am așa acum.
Dar aveam prea mulți bani și am zis, îți dau 60 de milioane. Îți dau și 10 milioane și pagă. Dau 10 milioane și pagă, nu știu ce face. Vreau într-o lună. Și a zis, nu se poate. Poți să dai oricât, nu se poate. Și acum să ne rugăm și să-l ascultăm în înțelepciunea pură de parvenit. Cum pune relațiile dintre bărbați și femei pe treaptă de egalitate? Da, da, bărbații sunt puțin mai egal decât femeile. Bărbatul pentru femeie să fie exact ce este, ce ca și Dumnezeu. Adică bărbatul e Dumnezeu femeie. Ce e biserica pentru vorbim și pe tema asta, dar că nu se filmează. Da, și cred trebuie să vorbim că se filmează ca să audă întreaga lume. Bărbatul și femeia sunt egale în dreptul, dar bărbatul este primul între egale. Dar după Dumnezeu, bărbatul este Dumnezeul femei. Ia auzi-l și pe popă că e din secolul ăsta. Aha, toți oamenii sunt egali, dar unii sunt mai egali decât alții. Nunta s-a mutat apoi în curtea bisericii, unde Gigi l-a pocnit pe acordeonist după ceafă de două ori, pentru că n-a ghicit melodia ce și-o dorea el, doar el, cavalerul luminii și nașul mare. Apoi și-a vărsat năduful pe șoferul limuzinei, care n-a venit prompt să preia cotletul. Ăsta, coletul, băi! Adică mireasa, înțelegi? Băi, cașchete, bagă-ți mașina așa, dă-te mașina aici, să-i mireasa! Fraiere! Cu cașcheta, dar mă duc aici, fraiere, cu cașchete! Și altă cașchetă, uite că asta, cașcheta neagră și asta, mă rog! Poate conesc un stil nou. Scuze, șef! Sănătate, tatăl! Bună seara, domnule și domnilor, bună seara, suntem aceiași Costi Motanu și Emil Găinărescu și transmitem în cadrul rubricii de sport partida de barbut făcută de Gigi la nuntă. Iată, iată formațiile de start, gazele îmbrăcate în training-uri Armani cu lanțuri de aur la gât și merțane la poartă. Iar oaspeții cu costume de lână, maniere de oaie și limuzine de mâna a doua, sigur. Fluierul de început îl dă chiar patronul, un fluier meltenesc de neam prost parvenit, primii servesc gazdele niște cârnați, sarmale, pește și mămăligă cu brânză. Dar intervine Gigi cu alunecare împenibil, face un hands atingând brânza direct cu ghearele, după care se scobește fericit cu unghia în jambierele de lână sau interstițior. Incredibil, mireasa degajează buchetul, care este prins într-un stop perfect pe piept de bodyguardul patronului. Buchetul este sequestrat în portbagaj ca gustare pentru oile jupânului. Te întrerup, dăm voie, da. Cineva l-a driblat pe ginere și a furat mireasa. Poliția îl arestează din obișnuință pe Gigi, care ridică mâinile încătușate și urlă: Barabas pe cruce și Iisus la Napoli! Fluier final de vardist, patronul strigă după șoferul cu cașchetă, dar apare generalul Puiu Iordănescu, care ne spune că Liverpool, Napoli și Utrecht pornește ca favorite. Încheiem această transmisiune, doamnelor și domnilor, și vrem să mă spunem ceva, că mai behe cineva la televizor. Back to the bone! Doamnelor și domnilor, Mircea Badea a ajuns la maximul ruperilor sale din figuri. S-a uitat la rating, s-a uitat la cercetările pieței și s-a prins că e atât de îngrozitor de plictisitor că tot publicul său cască sau se uită la alte televiziuni. Na, conferențiari. Și atunci ce s-a gândit el să facă? Să primenească un pic imaginea de gibon în călduri. Ah, și s-a transformat în rockerist. De unde știm că e de imagine? Hai să vedem pe unde a cântat. Dimineața la Răzvan și Dani, îmbrăcat într-un mai de cocalar, cu freză de barman și ochelari de fante. A urmat o incursiune la Acces Direct, unde s-a dat mare într-un duet cu Delia. E, vedeți? Spagatul ăsta a fost făcut împotriva lui Băsescu, evident. Noroc că la final a sunat Holia Moculozaurul și a mai tăiat puțin elanul. M-am așteptat ca astă seară să fie mult mai în formă decât ceea ce am auzit eu acum la telefon. Ceea ce... A, păi dacă ți-a auzit la telefon de asta... Poate suna în timp ce eu cântam. Nu suna... O secundă. Aici există doi termeni care s-ar putea confunda. Eu se confund cântatul cu sunatul și mi-a dat să confund sunatul cu cântatul. Tatăl meu, Dumnezeu Ferite, spunea că democrație înseamnă că fiecare are dreptul să-și bată joc de el cum dorește. Dar credeți că exercițiul de imagine și de marketing s-a oprit aici? E aș. Badea a lovit din nou, de asta dată la capatos. Pam, pam. She could tell right away. Tell us back to the bone.
Bad to the bone. Bad to the bone. Bad. 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 Bad to the bone. Vai, dar ce hal fără de hal, băi, frate. Știți care e culmea? Culmea e că un cocalar maiu cu freză de tocilar să se dea mare roacă. Nici la marketing nu te pricepă conferențiare. Lasă că l-a adus Oreste cu picioarele pe pământ. Am mai cântat odată împreună la Prima TV, la show-ul ăla de duminică. Nu trebuie să mă aduc aminte că am fost și la Prima TV. La și chiar atunci a cântat Oscar Benton. Benson Her Blues. Da, deci mă, și-am cântat și Manele. Știi că ăla este, e plin, netul plin și toți maneliști. Alelelelelelelei, unde te fundezi, femei? Alelelelelelelelei, și eu cu băieții mei. Alelelelelelelelei, unde te fundezi, femei? Alelelelelelelelei, și eu cu băieții mei. Bine, mă! E, asta da, ți se potrivea maneaua. Și a venit și seara concertului. Mircea, înconjurat de Mircea Badieni, aleși pe Sprânceană, s-a dat în stambă la stabiliment. Și cea mai cu picioarele pe pământ a fost consoarta Mitocanului, care chiar are dreptate. De unde pasiunea asta lui pentru muzică? Se numește criza bărbatului de vârstă mijlocie. Sunt primele semne ale îmbătrânirii. Azi își vopsesc firele albe, el a ales să cânte. Am fost mândru de el în seara asta, m-am bucurat tare mult. Și m-am bucurat foarte mult că oamenii ăștia mulți care au venit pentru el au fost extraordinar de încântați. Așa trebuie să arate un adevărat lider de opinie. El trebuie să facă opinie separată de restul trăgătorilor de fiare. El nu doar trage, ci și fredonează. Problema e că mai mult fredonează decât trage. Pozând în Terminator, el ne termină auditiv. Să nu fim răi și să-i urmăm succes în noua carieră, iar dacă nu merge, păi ori de golanuri nu mai suntem, îi recomandăm vreo două ca opțiuni. Vânzător de mături! Poate căra și măturile, încordându-și mușchii și poate zbiera în același timp mătură, mătură, mătură! Salvamar poate să-și etaleze și bicep și, dar dacă observă vreo persoană în pericol, poate striga și după careva care știe să înnoate. Manelis la nunț. E și gurist. Poate căra și acordeonul. Și are și o suprafață mare, mare de repeat bagnote. Dar nu pe frunte, pe cip, pe unde mai e. Sau bade în piață, scuzați jocul de cuvinte, dar poate fi și țăran. Poate căra și cartofi și poate să-și laude și marfa în același timp. Marfa avem și noi, nu pierdeți o zi din viața super eroului Spiderman. În fiecare dimineață, supereroul se trezește greu, foarte greu. Practic doarme ca un bolov, ca un prun. Totuși, un singur lucru îl face pe supererou să se trezească. Un pic de încălzire nu strică nimănui. Micul dejun e cea mai importantă masă a zilei. La el e praf. De dimineață, Mircea își aranjează puțin freza. Până spre după amiază. Deoarece nu are timp să citească o carte, supereroul iese la o alergare ușoară cu prietena lui. Și înapoi, așa țin control greutatea corporală. Spontaneitate, carismă, lider de opinie, idei revoluționare, toate poartă un nume.
seara după ce scrie pe blog, supereroul se vizează un mare cântăreț rock. Cu mușchii sub maio cânt așa mișto, conferențiar posperii. Rag așa intens, cu un talent imens, în maio vă sperii. Ce vor șefii mei, eu nu le vreau nici banii. Felix mă smute din nou, șopă voastră, băi Mirciu, mă aplaudă cu calarii. Îngrozitor de bine seamănă. Stai un pic, că trupa Jukebox nu și-a terminat refrenul, a fost sceneta prea lungă și din cauza asta îi lăsăm pe cei de la Jukebox să bage și refrenul. Voi de zi! Nu ține minte versurile, de-aia să uităm hârtie, mă rog. Lasă că niciodată. Când șefului îi place să ciripească, normal că și angajatul bagă triluri. Închipuiți-vă, oameni buni, imagine. La Vama Veche, printre rockerii lui Hrubaru amorțiți în gești de piele la plajă, cu capul pe sticla de vodcă goală, apare Badea, antialcoolic, faircash, în maio, făcând jogging. Mircea, te-ai lipit? O să cânti cu formația ta Mongolia în deschidere la concertele Luguță. Dacă tot vin mai eu, să nu te mai uiți la noi și ai grijă să nu lași acasă lanțul, mă. Gata, ajunge. Vă prezentăm acum, stimabil, Degringolada de la știrile Pro TV. Protestatarii se adună în Piața Victoriei. Acolo se află și colega noastră, Irina Gologan, care ne dă amănunte. Bună ziua, Irina! Bună ziua tuturor! Sindicaliștii de la FSLI se vor adura mâine aici, în jurul orei 11. Ca bulicul ăsta mic confundă colegele, nu-i nimic. Să vedeți ce face Monica Dascălu, care o confundă pe domnșoara Tivadar cu Ilknur Pintilie de la Constanța. Cum s-a terminat totul, aflăm acum de la corespondentul nostru, Roxana Tivadar. Bună ziua, Roxana! Bună ziua, cel care l-a transportat pe rănit până la locul în care aștepta ambulanța a fost chiar polițistul din localitate. Atât pentru astăzi de la Timișoara, la revedere! Mulțumesc, Ilknur. Se vorbea de Ilknur și iată-o aici cum transmite. Oana Antoni ce face? Ce face? O confundă cu una Camelia. Ilknur Pintilie are detalii suplimentare. Bună seara, Ilknur. Bună seara, Oana, bună seara, doamnelor și domnilor. Vântul suflă cu peste 50 de kilometri la oră. Așa o harababură n-a mai fost de mult la Trustul Pro. Trecem la antene, unde Oana se frigescu din nou cu prompterul. Și acum o știre de ultimă oră. Bă, frate, zici că l-a scos cineva din priză când le cade prompterul. Incredibil, fraților, uitați-vă la ele. Dâc, 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 dâc. Și acum o știre de ultimă oră. Iată acum la cronicuță un nene parlamentar care face o inversiune haioasă. Păi, din câte știu eu, suntem cam pe aceeași lundă, ungime de lundă, de undă. Drag alesule, pe aceeași ungime de lundă nu putem să fim veci, pentru că voi sunteți acolo foarte sus, cocotați pe privilegii, și noi aici foarte jos plătim impozit, pentru ca unii să fie mai deștepți și mai egal decât noi în această democrație strâmbă. Păi, din câte știu eu, suntem cam pe aceeași lundă, ungime de lundă, de undă. Și la final, iată-l pe domnul Șmecher Ștecher, care e șmecher. Și pe deasupra e și fanul cronicii noastre. El amintește de celebra zicala cârcotașilor din 2003. Rușinică, rușinică, rușinică! Avertismentul transmis de sindicaliști acum. Dacă până pe 22 octombrie nu, ce? Atunci ce? Păi asta am așteptat și eu, că am stat să uit la știre, că mă așteptam pe rând să zică, dăm timp, dacă era la mod așa, dacă nu, o să vedeți.
proiecta îi face așa cu degetul. Da. Rușinică, rușinică, deci rușinică. Șmecher. Vai, mulțumim pentru așa un gest frumos, domnul Șmecher. Și la mai mare, că nu mai sunt vremuri de rușinică. Acum e vorba de rușinoaie, frate! Dacă până pe 22 octombrie nu, ce? Atunci ce? Proiecta îi face așa cu degetul. Da. Rușinică, rușinică, deci, rușinică. De ce, domnule? N-am mai făcut de mult chestia asta. 2, 3 și și noi. Rușinică, rușinică, rușinică! Vine cronica imediat, stați pe aproape! Urmează la cronică. O să vedem un exercițiu de apărare civilă colosal. Iar în fața lor se va pune un material absorbant. Noi îl avem în pachet și nu o să-l dăm că e scump. Dezbrăcatul e la post. Deschide, Elena Udrea, ai plătit impozitul. Și până și Dan Diaconescu s-a săturat de o gică. Uite, de prost, mă mir că nu te-a lăsat handicapat. Este vorba de colegele noastre. Una este Ioana și cealaltă este Cristina Meler, tata de fete. Ne tot întreabă. Emisiunea este chiar live, amuș. Vai, este sinonim, să știți, ești, este un sinonim. Ești rău, ești, băi, baietule, băi. Vreau să le mulțumim tuturor facebookiștilor care s-au deplasat până aici. Mulțumim! Bravo! Și să vă aduc aminte că dacă participați activ la emisiune, puteți ajungeți odată în studioul nostru sau în alte părți unde vreți voi, să vă meargă, să vă fie bine, să vă, mă rog, să... Adică de aici puteți să plecați spre Ploiești? Mai avem o chestie. Avem niște prieteni de la 220 care de câte ori terminăm emisiunea ne dau un telefon și ne zic veniți repede și dați-ne câte ceva de la cronică. Până să vedeți la cronică, să vedeți cu ce vă mai întâlniți pe 220. Uite, avem așa aici un filmuleț despre emisiune în direct. Este tot în direct emisiunea, iată. Se ridică cineva din public. De ce? Pentru că făcea pipi pe el. Și i-a arătat unde e toaleta, nu? Da, i-a arătat unde e toaleta, evident. Astea sunt riscurile unei emisiuni în direct, băgumele. Da. Există cineva din public care ar vrea să se deplaseze? Deci dacă dorește cineva să iasă, nu e nicio problemă. Acum să ne spune acum, că în dreapta acolo e. Deci... Tu vrei? Da. Tu vrei? Nu vrei vrea. Să te duci la... A, te faci cu mâna. Da, apropo, uite ce spune aici pe Facebook Niculescu Radu. Mulțumiți-ne și nouă ăstora de acasă. Vă mulțumim. Vă mulțumim și vouă ăstora de acasă. Că vă uitați la noi. Hai, treceți la tâmperii din tâmperiziune. Pe vremuri de criză, nici jafurile nu mai sunt ce-au fost. Iată aici o casă de amanet jefuită, de bunăvoie și aproape nesilită de nimeni, cu vorbă dulce, care, știți bine, mult aduce. Dar oare ce au furat nefericiții? Aflăm imediat de la Andreea Berecleanu. Într-un singur minut, doi indivizi au dat spargerea lunii. O casă de amanet din București a fost prădată de 2 kg de euro. 2 kg de euro? Păi dacă erau în bagnote de 500, au furat o grămadă de bănet, mă, Andreea. Să-l vedem acum în mijlocul acțiunii și pe soțul Zaharescu. Domnilor și domnilor, bună seara și bun găsit la Observatorul de Noapte. Sorin Ovidiu este decis să devină procesoman. Îi ducem dorul lui Lucian Bâlbuță, celebrul rege al poticnelilor de la știri, care s-a retras, pardon, a fost retras în plină glorie. Domnilor și domnilor, bună seara și bun găsit la Observatorul de Noapte. Sorin Ovidiu este decis să devină procesoman. Iată și aprecierea soției pentru profesionalismul soțului. Bravo și la mai mare, Andreea. Apreciem sinceritatea ta. În fine, să revenim la subiectul săptămânii trecute, spaima loteriei și a lui Luis Lazarus. Nenea Ogică și-a luat-o pe cocoașă rău de tot. După ce și-au umflat mușchii în club, a venit un viteaz de pe târgu Ogna și i-a dat de la julit. Dar în ce hal la julit? Au venit vreo 7-8 într-un mod foarte agresiv, cu bâte în mână sau cu ceva de concludent în mână. Aoleo, nu știi nici ce ai pățit, nici cum se numea obiectul. Obiectul era cel puțin contundent, nu concludent. Dar de unde să știu, Gică, dă? A, fi mai rău, scuze, e susiți că nu mai are dinții din față. Au venit vreo 7-8
într-un mod foarte agresiv, cu bâte în mână sau cu ceva de concludent în mână. Iată aici pe Mimoza de Fisa, care este angajată pe post de pupăză la nu știu ce tembeliziune de duzină, cum îi ia un interviu tatălui scandalagiu suferind pe patul de spital. În concluzie, ia fă tu inventarul și spune-ne ce ai pățit. Sunt destul de rănit pentru că nu mai am dinți în gură, pentru că am o plagă, dita mai plagă pe obraz, pentru că am buzele, se vede foarte bine că sunt cusute toate, deci și atât partea de sus cât partea de jos este cusută, plus bărbia o am cusută, plus capul este spart, coloana este lovită și se vede foarte bine, este și zgârietura, plus vânătaia care s-a format în zona respectivă, plus tibia unde e ruptă. Ba, nu-ți fie cu supărare, dar te-au bătut strașnic ăia. Repetat, apăsat și pe la punctele vitale. Că vorba aia, de câte ori să meargă ulciorul ăla plin de tupeu la apă, ha? Și nu mai spun altele și altele care le-am suportat eu și le-am suferit. Cred că am pierdut, și se vede foarte bine pe hainele mele, cred că am pierdut câțiva, poate un litru, doi de sânge în incidentul respectiv. Deci nu ai cum să se îmbibe atâta sânge și să... Plus că am mai curs pe jos. Deci am sânge pe haine excesiv de mult, nu așa. Uitați-vă. Ăla e un șir de sânge, a curs un șir. Deci când scurge șir de sânge pe o haină, înseamnă că curge așa, cap de robinet. Deci gândiți-vă că în 5 minute au curs două, poate un kilogram sau două, nu știu cât de mult, cât de periculos a fost. Iată o radiografie de-a domnului Ogică, minciunică, fracturică. Da, mi se pare că are o schemă interesantă de joc, mandibulă peste maxilar, cu cap de pod în occipital. Iată, e cap de aici. Dop, practic, băieții au scos pe nas partea aia de creier care se ocupa cu cifrele. Deci, totuși, are un report la categoria noroc de data asta scăpat. Ușor, de fapt, asta este... N-am avut altă radiografie și o folosim pe cea a lui dezbrăcatul. La următoarea extragere, băieții cred că extrag și bilele. Și fără bile rămâne o variantă simplă de necâștigător. Rămânem la Ogică, dar trecem la cel mai mare câștigător, la varianta 6 șantaje din 49 de chemări la DNA. Bravo! Din nou, doamnelor și domnilor, la Dan Senzaționescu în direct de pe patul de spital. Ogică își plânge de milă și își linge rănile. Nici măcar Dan, președintele poporului, nu îl mai suportă pe bolovan. Pentru că nu supărasem pe nimeni, pentru că nu provocasem pe nimeni și așa mai departe. Și din moment, din ce? În câteva secunde am fost prost, mir că nu te-a lăsat handicapat. Vai, dar cum puteți să spuneți așa despre amărâtul ăsta de Ogică, ce v-a făcut atâta audiență, domnul Dan, chiar dacă aveți dreptate? Pentru că nu supărasem pe nimeni, pentru că nu provocasem pe nimeni și așa mai departe. Și din moment, din ce? În câteva secunde am fost prost, mir că nu te-a lăsat handicapat. În fine, crezând că are microfonul închis, domnul Dan se apucă să vorbească despre partid. Cum care partid? Partidul Poporului, cel mai mare partid din România. Cea Morană... Noi de centru, centru. Foarte dură. Centru, adică centru. E spart, probabil, o plagă păi de 5-6 centimetri de cusătură, unde e spart serios pielea până la craniu. Și nu, unde de centru stânga, unii, zic și ăștia de la PSD că sunt, știi? Deci sunt oameni care vor să spună, dar nu vor să iasă centru stânga să mărturisesc aceste lucruri. După aia m-am ridicat de acolo destul de repede. Am înțeles că m-au luat niște patigași și m-au împins spre ușă, iar împingându-mă în forță spre ușă, au apărut alții din față, care erau patigași, mai degrabă centru stânga, știi? Dar am zis să-i atragem și pe bogătași de partea noastră. Deci este un partid de centru. Și cu asta basta. Normal că e de centru, pentru că e al poporului și trebuie să-l nimerească și bețivii care merg pe lângă gardul din dreapta și drojdierii care alunecă în șanțul din stânga. Președintele Dănuț a continuat periplul la DNA, unde este chemat regulației să mai taie aripile. Aici, în fața DNA-ului, îl așteaptă carul de reportaj de la OTV și susținătorii domnului Dan, care nu-l lasă la greu pe președintele lor. Iată și câteva exemplare de susținători inventivi care își comunică oful cu ajutorul cuvintelor. Păi ori sunteți partid al poporului, ori nu mai sunteți. A fost frumos astăzi pentru o zi de luni, cu multă ploaie și cu multe demonstrații în capitală. A fost bine, sigur, anchetatorii sunt din ce în ce mai nervoși. E normal, fiindcă nu sunt niciun fel de probe împotriva mea. Doamnelor și domnilor, incredibil, Dan Arestaționescu nu a mai fost chemat la DNA, ceea ce înseamnă clar că ele, cadrele Direcției Anticorupție, au intrat în Partidul Poporului.
Cred că DNA-ul are și un martor, surpriză, pe Elodia. Da? Elodia nu e moartă. Lasă-mă să zic, doamnelor și domnilor, se pare că Dan Arestaționescu a șantajat-o pe Elodia. Ori intri acum în zidul garsonierei mele, până la pulpișoare, până la țățișoare, până la episodul 325, ori pup bătăiță de la cioacă. Ia să vedem. Da, cred că așa a fost. Dar hai să lăsăm pe Ogică și pe domnul Diaconescu, un președinte viitor. Da. Și să chemăm un președinte pentru emisiunea asta, că nu se mai poate. N-avem și noi un conducător de discuție aici, de dezbatere. Întâi să facem plenara puțin mai veselă și după aia pe așa. Aplauze. Să danseze junioarele! Cărcotașilor, Horia Brânciu! Extraordinar! Bună, Horica! Bună, Șerbărică! Bine, Horica! Ia un loc, Horica! Spune așa, pe partea cealaltă, te rog frumos, fii un pic mai maleabil. Da, e prea mare spațiu, am subit ultima vreme. Stau alături de doi oameni foarte slabi. Nu, te rog frumos. A fost convenția anuală de la Cotroceni. Nu ne faceți slăbuți. Noi suntem bine făcuți. Ce mai faci, domnule Horica? Iată, uite-te la el ce chipeșie, mă, ce chipeșie. Eu știam ce mi se pregătește. Ce nu știu ei ce li s-a pregătit. Doamne și domnilor, preiau. Această emisiune? Ne ducem acasă. Mulțumesc mult. Și noi plecăm. În continuare, vreau să vă spun că vremea este foarte frumoasă. Nu lasă vremea, zice urmează. Cântec. Nu, ce nu urmează cântec. Cu tine? Ce mai faci? Ce mai... Chiar când mai cânti? Ce mai pregătești? Când mai încânti, doamnele, domnișoarele? Am auzit că toate sunt disperate. Unde cântă Horica? Unde cântă Horica? Chiar unde cânti? Unde cântă? Că să plecăm în altă parte. Unde? Vezi că numai când e vorba de mine, toată lumea e serioasă. Vreau să vă spun că alături de distinsa mea orchestră, de oameni silfidici, Așa, vreau să vă spun că noi vom cânta... Anemici chiar. Vom cânta în Focșani, da. Așa. Vineri, seara, la Times Music Club, așa îi spune, da? Așa. Și după aceea, sâmbătă avem un spectacol foarte interesant. Cum sâmbătă, mă, după ce cânti la Focșani, vrei să mai cânti în altă parte? Păi a ieșit un burel, bă, băiatule. E greu, bare capul. Și sâmbătă avem de făcut un spectacol foarte frumos pentru Dax, pe care îl știți foarte bine. El este saxofonistul care are probleme la mâna dreaptă. I s-a descoperit cancer la mâna dreaptă și trebuie să facem un spectacol pentru a strânge din nou foarte mulți bani pentru el, pentru că l-au refuzat cei din Viena de la cancer și a trebuit să se ducă în Turcia, unde l-au acceptat. Îi reface nervii, o chestie deosebit de delicată. Avem foarte multe radiații și după aceea urmează citostaticile și pentru asta ne trebuie bani. Și la spectacolul de la Club Tribute de sâmbătă 16 octombrie vor fi Robert Turcescu, vor așa. Cânta, nu vor fi. Cântă Robert Turcescu? Păi da, cântă-mă, care bine la ce te paște. Va cânta Andy Moisescu, va cânta, deci cu toți fac tribute, era să zic, cu toți fac duet. Faci duet? Cu Ana Sârbu, știi ce o să cânt cu Ana? Nu spun. O să ne spui după aia. Cu Virgil Ianțu o să cânt, e un tip așa mai alb, cu plete, tip Moș Crăciun, așa. Așa? Și Mihai Mărgineanu, pe care îl știți foarte bine, și Toni Grecu va fi acolo, deci vom fi împreună într-un spectacol, toți acolo, la Club Tribute, pe 16. Urmează o chestie la care... Clar, o să vă dau pe spate. Noi nu putem să venim să cântăm, avem un concert la Las Vegas în aceeași perioadă. Hai, mă, Mișu, că mergem și noi. Poate contramanda, se poate face. Mergem și noi să vă vedem cum cântați. Se trebuie neapărat. Hai să mergem. Și, dincolo de asta, acum vestea ce mai revine chiar acum. Pe 28 am un spectacol unic pentru mine, un spectacol pe care îl dedic în întregime tatălui meu, care este acum în fața televizorului. El a făcut 80 de ani anul ăsta și vreau să vă spun că o să mă duc la Crizantema de Aur. O să am un recital la un festival de romanțe. Stai numai puțin, deci asta e un festival ofilit. Fii atent aici. La Târgoviște se întâmplă o chestie. Mi-a dat telefon. Horia Brânciu, vrei să vii cu orchestra la un recital? Am zis, la Crizantema de Aur, da.
Eu de ziua tatălui meu în august i-am cântat o romanță. Vânt de seară, vânt de seară. Mă rog, așa, așa, așa. Și te duci la Crizantema de Aur. Pe Kiss FM ascultați foarte multe romanțe. Și da, sigur că da, sigur, da. Romanța clipelor cenușii, septembrie luni, de exemplu. Da, da. Lasă-mă să zic. E un program foarte ocupat, știi? Da. Da. Iar noiembrie, noiembrie, noiembrie începem frumos la Diesel pe 5 noiembrie la Diesel în Cluj. Așadar, toată lumea trebuie să cânte, să râde și să danseze, așa cum face Jukebox. Urmează să-l vedeți pe Cătălin Dezbrăcatu și după ce-l vedeți pe Cătălin Dezbrăcatu, mai vorbim cu gură bogată ăsta! Pe 29 n-ai nimic? Cătălin Dezbrăcatu! Ăștia au toaletă aici la Casa Poporului? Doamnelor și domnilor, stăm de vorbă cu un pilot adevărat. Spuneți-mi, dar să fiți sincer, cum, Doamne iartă-mă, puteți pilota un avion așa mic? Adică cum intrați în el? Asta e cel pe care le expun. Avem un model mult mai mare, cu care într-adevăr îl pilotăm, avem pasageri la bord. Aha, adică maritea sau nu și mai mare, adică să pot veni și cu femei și cu băutură, cu mâncare? Avem băutură, avem mâncare. Femei? E problema noastră și opțiunea noastră. Iar vrăjeală, na. Iată că ne aflăm la agenția cea mai veselă, cea mai fericită. Stăm de vorbă cu o viitoare doamnă turistă. Scumpă doamnă, v-ați gândit în momentul în care... Așa toate femeile așa fac cum mă văd. V-ați gândit... Sunteți cu soțul și cu copilul în pat, în cameră la oameni ăștia. Și stați vreau să liniștiți așa și auziți așa. Cine e? Deschide, Elena Udrea, ai plătit impozitul. Cum e? Tare. Cine? Elena Udrea. Nu, Băsescu. După cum prea bine vedeți și dumneavoastră, mai devreme discutam cu două super doamne care erau oarecum supărate și speriate de faptul că în România, pentru România, nu avem oferte. Lumea pleacă în Grecia, în Germania, în da. Spuneți-ne exact care este pachetul dumneavoastră de iarnă pentru sărbători. De Revelion, masă, casă și 7 zile, 8. English? Sorry, English, yes. We're talking about an old man and happy new year in Romania and in Germany. So you mean by where they came from or where they going? So Germany, Holland, you know, Panama, New York, United. All over the world. Everywhere. All over the world. Yes. How much? It's different. It depends on the category and the region where you'd like to go. Very cheap is very expensive. Well, in our region, it's the smaller villages and going to skiing to Ischgl, for example. Okay, that's still my business day. Să plecăm definitiv. Goodbye, my love. Goodbye. You know what I mean now. Sărut mâna. Sincer, dacă te duci la ea, nu te mai interesează prețul. Care este prețul dumneavoastră? Prețul dumneavoastră. Prețul este nemăsurat. Prețul ofertelor este variat în funcție de fiecare ofertă. De exemplu, noaptea de Revelion. În noaptea de Revelion avem această ofertă. Da. Și depinde cu cine doriți să mergeți în... Cu mama. Cu mama dumneavoastră. Ok, da. Deci pentru două persoane. Pentru două persoane cât costă? Pentru două persoane aveți acolo afișat prețul. 30 de milioane. Doamnă, aeroportul, da. O luați pe Magheru, DN1 și mergeți către aeroport la Băneasa, aici este Casa Poporului. The House of People, you know? Da, da, știu. Asta este româncă? Da. V-am confundat, credeam că sunteți englezoică. Oh. Câți viitorii turiști ați agățat? Destui. Câți? Peste 100. Deci cele mai mișto gagii s-au băgat în cușeta aia acolo. Da. Pentru că s-au băgat acolo. Du-te după ele. Da, da. Stai așa. Dana, o să ieși la sezonul viitor. La revedere. Cheie la mine și am s-o și înghit. Auziți, dacă ar fi să vin la dumneavoastră, unde m-ați trimite așa izmene pe călător? Unde doriți? Unde m-ați trimite unde? Dumneavoastră? Poate în Tenerife. În Tenerife? În față de Tenerife? Da. Da? Pantinople la... Unde? La schi, v-am trimite undeva în Maramureș, acolo. În Maramureș? Cred că doamna ar fi potrivit. Doamna Udrea, a făcut piste de schi Maramureș? La Borșa, da. Hai, Doamne, avem piste. Și hartă interactivă. Deci cu domeniile în Viena, niște purtii. Ce? N-ați fost acolo, nu știți deci despre ce vorbiți. Deci am prieten care a fost la Borșa la schi și în timp ce schia l-a oprit de la garda financiară, nu plătise taxă de purtie și iată, amândă și l-au arestat. Haide, Doamne, că e...
Sărăduna, doamne, iertați-mă, sunteți... Iertați, de unde aerul ăsta? Ușor străin, așa. De acasă, mamă, de acasă, de la noi. Sunteți mândră de ce sos aveți? Vai, nu mai pot, sunt mândră, așa... Ne pregătim de plecare, în excursie și de aia ne-am unde, echipat. Unde? Păi cât mai aproape. Că Indonezia. Pe vremurile astea? Da, aproape, aproape, în Indonezia, da. Da. Îmi place mult, aveți o alură... Am juram că veniți din Franța, din... Bă, nu chiar din Franța, dar tot pe lângă, așa. Oamenii repatriat, amare. Repatriat, da. Da. Oamenii amare care n-au ce să mănânce și au venit din alocația copilului, a venit să-și ia și o excursie. Nici chiar așa, da. La mulți ani. Mulțumim. Toate cele bune. Să rămână, doamnă. Toate bune. Să rămână. Gata, doamnelor și domnilor. Ați văzut și dumneavoastră în ce condiții românii se duc în vacanțe. Uite că am lăsat motorul pornit. Hai să mergem. Hai de capul. Lasă-mă să spun eu că asta vreau să spun. Da, nu, te lăsăm. Deci eu stau acasă. Da, așa. Mă uit miercurea, da. Și zic, bă, mă uit și duminica. Da. În reluare, da. De ce? Pentru că e foarte rar atunci când poporul nostru râde. Și când îl văd pe acest om... Mai bine, mai rămâi în emisiune, da. Când îl văd pe acest om... E de al nostru. E de al nostru. Da. Nu, mă, lasă-mă să spun. Da, când îl văd pe acest om, eu râd. Aha. Deci pentru toate râsetele pe care le-am avut de 10 ani încoace, și cu asta, iată că v-am urat și la mulți ani, thank you. Pentru 10 ani de râsete și încă pentru 20 de ani râsete, Pupă-ne. Merită să-l aplaudăm pe omul ăsta, mă. Pupă-ne. Bravo. La mulți ani. La mulți ani. O dată că nu s-a văzut la cameră. Mi-a urs o lacrimă. La mulți ani. Ar fi trebuit să mai avem, deci ar fi trebuit să mai avem un material în emisiunea asta, dar atât a vorbit gură bogată, încât trebuie să mai și cânte. Vorbesc la mulți ani, încă o dată l-am aplaudat. Nu, prea puțin aplauze. Să mai și cânte, imediat cântă Horia Crenciu, ai zis orchestra. Asta e al tău. Asta e Horia Brenciu. Da, da. Până se fac. Așa? Știi că am vândut peste 3000 de exemplare din chestia asta? Cu cât? Cu cât? Ca să știu cât îți dau pe el. Brenciu. Asta e pentru tine. Da? Și asta e pentru cineva de pe Facebook care a venit. Și e ziua lui astăzi. Și ziua lui astăzi din Brașov. Ridică mâna din Brașov, e brașovean de-a lui. La mulți ani! La mulți ani! Hai, cântați! Câteva momente revine Cronica Cârcotașilor. Doamnelor și domnilor, ați văzut ce-i poate pielea, noi nu putem să spunem mai mult. Aș vrea doar să remarc o chestie extraordinară. Horia Brenciu and his orchestra! Adică... Da, știți cum se numește? Cum se numește orchestra lui? Horia. Cum? Le Suédoise. Suédeji? Suedezi. Hai, lasă-mă, nu deci, se poate. Le Suedoise. Eu credeam că sunt vikingi tot timpul, mă uitam la ei. Nu, dar chiar sunt arieni, toți din tată în fiu. Văd și din colonii totuși. Van Dolphin, Van Zingen și Van Praffen. Ăștia sunt cei mai importanti. Zerșen, bravo, și bravo. Și damul muzicii români. Adevărat. Horia, mai, Horia, la noi toate sunt bune, te rog frumos. Hai să... Adică să nu scoți ceva în evidență. Auzi, nu puteți să faceți o extensie de emisiune? Mai am câteva melodii, adică vreau să cânt tot album. Acum am o energie. Păi dacă nu ne-ai spus, să dau telefon la prima să zic că... Hai, dă un telefon. Avem cam la o oră jumate vrea să cânte Horia care toată melodia. Dacă mergem mai departe cu emisia noastră, până se dă telefonul, publicul... De fiecare dată mi-a plăcut publicul vostru. E așa de zglobiu, de frumos. Îmi cer scuze, vreau să... Da! Și... Horia, îmi pare bine. Mulțumesc foarte mult. E o bucurie să te văd. Ți-am pregătit o melodie specială pentru tine. Ești gata? Sunny, used to be the love and shine on through. Shine, yeah. The feeling that I long for to you. Feeling my heart. All that I want in my town, but sunny one so true, I love you.
Cârcătașilor și cea mai frumoasă fată din lume. Bravo! Gata? Gata. O iau eu. O iau eu pentru film, eu. Hai. Acum cântăm? Cântăm, doamne ștemilor, pentru că atât Huidu cât și Găinușă m-au învățat un singur lucru. Tocmai tânărul care... tocmai a trecut, era expresul, era rapidul de dimineață. Este vorba de minunata melodie Fac ce-mi spune inima! Când ești cu mine și mă simt bine, marea e albastră, tu ești frumoasă, asta-mi spune inima. Nu mă întreba, tot ce-mi spune inima e vina ta. Fac ce-mi spune inima. Astăzi este soare afară, e primăvară. Fac ce-mi spune inima. Săptămâna viitoare la Cronica Cârcotașilor.